Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Treabă ce să fac să nu fiu nervoasă sau nervos, depinde cine e. Nervozitatea poate veni din două motive. Poate să fie pe motiv de repetarea unui lucru care irită, poate fi dintr-o irascibilitate a firii sau poate fi chiar și dintr-o stare de endocrinologie. Dacă avem hipertiroidii, oamenii care au această deficiență în ceea ce privește TSH-ul, sunt mai aprigi, mai iuți. Vă întreabă dacă călugărilor li se iartă păcatele dinainte de a fi călugărit. Da, călugăria este un nou botez, de aceea se și schimbă numele, de aceea este și o viață nouă, de aceea există această rânduială a tunderii în monahism și călugărul se împărtășește după ce se călugărește, tocmai pentru că este o viață nouă și Dumnezeu nu te mai întreabă de viața dinainte, ci te întreabă de noua viață și de noul nume, adică de noul botez pe care l-ai luat în Hristos, în această viață nouă. Vă întreabă, părinte, ce înseamnă casa Domnului? Multe locașuri sunt. Măsurile fiecărui om. Puteți să stați lângă un om toată viața și să nu știți taina rugăciunii. De fapt, dacă un om are rugăciunii adevărată, măsura postului adevărată, măsura nevoinței adevărată, nu știe nimeni taina sufletului lui. Sufletul lui poate să fie plin de lumină. Sufletul lui poate să fie plin de toate bunătățile interioare și de darurile lui Dumnezeu și noi știm. Și noi nu știm. Locașurile din casa lui Dumnezeu înseamnă măsurile fiecărui om de trăire a bucuriei și de primire a bunătății și a luminii și a iubirii dumnezeiești. Unul primește mult, că mult o muncit, altul primește mai puțin, că mai puțin o muncit. Și ceea ce primește înseamnă un loc în care el primește în sufletul lui. Și ăla este locașul. Locul în care tu primești bucuria de la Dumnezeu. Și un om se află într-un loc, la măsura lui, altul se află în alt loc, la măsura lui. Andrei vă întreabă ce credeți sau ce părere aveți despre război? Băi, războaiele astea filmate sunt mișto, e o geopolitică modernă, interese, meschinării. Deci acum este lupta între Occident și Vestul comunist, în care probabil Occidentul vrea să domine tot. Acum să vedem dacă vor reuși. Dumnezeu știe, dar sperăm să liniștească. Este petrol pe toată planeta, este mâncare pe toată planeta, numai să vrem să o gestionăm cum trebuie. Exact. Mai puține știri și mai multă psaltire, nu? Asta așa. Știrile sunt făcute să nu stai televizorul degeaba. Cine vrea să plătească abonamentul și curentul, n-are decât să-l țină deschis toată ziua. Să spuneți dacă în rai se face muncă pentru a spăla păcate. Nu. Nu, munca se face până acolo. Nu. Rai înseamnă nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață cea fără de sfârșit. Asta înseamnă. Înseamnă bucurie și slavoslovie la adresa lui Dumnezeu, o slavoslovie neîncetată, o urcare din treaptă în treaptă în a ne îmbogăți cu slava lui Dumnezeu. Munca o facem până atunci, în această viață, fie prin boală. Uite, multă lume se întreabă, domnule, de ce s-a mulțit boala, mai ales cancerul, atât de mult? Păi s-a mulțit pentru că Dumnezeu probabil vrea să câștige suflete pentru împărăția lui Dumnezeu și nu le poate alege. Pentru că dacă te-ar opri Hristos pe stradă cât e sănător și ți-ar spune suflete, oprește-te că eu vreau să te mântuiesc, probabil ai sunat la 112. Dar dacă îți dă o boală în chip nevăzut și îți dă un cancer și te spală de păcate și mergi curat în împărăția lui Dumnezeu, atunci ajungi să-i mulțumești în final, atunci când te odihnești în împărăția. Care am văzut-o și eu de multe ori pusă în social media, de ce sfinții din Ucraina nu intervin pentru stingerea acestui conflict? Eu zic lui Deviu să-i întrebi pe dânsi. Știi, acolo sfinții de la Lavra Pecesca, sunt mai mulți sfinți, sunt mai multe locuri, să așează în rugăciune și să spune, sfinții, Teofil, Zăvorâtul, sau cu tare, te rog frumos, intervină, oprește, roagă-l. De ce? Eu nu știu de ce. Dar știu sigur că noi putem discuta în mod direct cu sfinții, să-i întrebi pe dânsi. Exact. Și pot eu cum să răspund eu în locul lor?
A, pot să fac diferite predici acum, să... Nu, dar nu-i cazul. Să-i întrebi pe dânsi și o să răspundă. Nu știm de ce. Noi nu știm de ce Dumnezeu îngăduie conflictele chiar între vecini, între frați. Nu știm de ce. În aceeași familie pot fi conflicte. Dar știu sigur că acolo unde nu este rugăciune, împreună rugăciune, acolo apare dezbinare. Dacă l-am visat în nopți diferite pe Mântuitorul și respectiv pe Maica Domnului, este de la Dumnezeu sau de la Dumnezeu sau de la cel potrivnic? Cum am spus, visele este bine să nu le primim și să le respingem. Poate fi o înșelare, poate fi de la Dumnezeu. Important este ca noi să nu ne încredem în aceste vise. Iar dacă este, de obicei, contează foarte mult starea care este. Dacă îți dă o stare de pocăință, o stare de umilință, o stare în care îți vezi păcatele, atunci este de la Dumnezeu. Dacă este o stare de încântare sau de părere de sine sau de mândrie sau de exaltare, s-ar putea să fie o cursă de la vrășmașul. Părinte, cugetele trupești pot fi de la noi dacă nu ne dorim aceasta, dar păcatele din timpul nopții se consideră păcate din moment ce... Nu, păcatul din timpul nopții nu ține de noi, ține de bioritmul firii, se numește întinăciune sau poluție, iar când noi ne ferim de pofte și nu le împlinim și ne ferim de ele, chiar dacă suntem tineri și le mai dorim, e firesc că carnea își cere dreptul, sângele are căldura și temperatura și viteza lui, dar asta nu înseamnă că ne lăsăm călăuziți numai de firii, mai punem și rațiunea și inteligența să conducă. Este proverbul ăla popular, deși nu-i corect să răspunzi într-o întrebare spirituală. Nu te lăsa condus de fund că moare capul. Un Adrian vă întreabă dacă este păcat să ascultăm acatiste pe YouTube. Știu că a mai fost întrebarea, dar vreau să... Da, am spus, folosul, dacă ne raportăm și rămânem doar la atât, rămâne unul foarte mic. Și problema este că noi suntem oameni care în viața de zi cu zi trecem prin diferite etape de maturizare, care în mare parte înseamnă necazuri, încercări. Asta este cea mai importantă lecție de maturizare. Și atunci, lecția asta a mea de maturizare mă poate duce fie spre un pas în față, spre a fi mai înțelept, dacă pun la socoteală și rugăciunea, dar aici am nevoie ca rugăciunea mea să fie una citită, cu osteneală, cu o leacă de nevoință, cu o leacă de înțelegere, cu o leacă de rupere din timpul meu, și atunci pot trece mai departe. Dacă mă raportez la o nevoință foarte subțire și foarte măruntă, la momentul când trec prin astfel de momente, s-ar putea ca să mă clatin destul de mult când să consider că viața este nedreaptă, că Dumnezeu nu este cel care mă așteptam eu să fie, și atunci nici acatistele de pe YouTube să nu le mai ascult. Cum scap de anxietate? Se agravează mai ales când sunt în biserică? Dar nu cred că biserică loc, și locuri în care sunt mulți oameni. Locul în care sunt mulți oameni, unul, asta poate să fie unul, sau îl priviți pe Dumnezeu doar ca judecător nemilos. Trebuie să fim atenți că există și o anxietate din asta sufletească. Există o frică din asta patologică, o frică din asta bolnavă. Că Dumnezeu stă cu securea deasupra noastră. Nu, Dumnezeu este Tatăl primitor. Așa să-L priviți pe Dumnezeu. Și spuneți Tatăl nostru de fiecare dată. Spuneți împăratului, Tatăl nostru care ești în ceruri. Să se sfințească numele tău. Să vii împărăția ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Căutați să înțelegeți că Dumnezeu este primitor. Și Dumnezeu vă vrea lângă El ca stare sufletească. La lucrul ăsta să vă gândiți. Și spuneți Tatăl nostru, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, ai milă de mine. Da. Acum trebuie văzut și anxietatea. Poate vine de la aglomerație, poate, nu știu. Păi asta am spus. Poate să fie ori din aglomerat, din faptul că oamenii, că sunt mai mulți oameni în același loc și atunci este o frică de toate ceea ce înseamnă locurile aglomerate, sau este frica aceasta prin care Dumnezeu este privit ca un răzbunător. Da, mai sunt câteva întrebări. Alexandra vă întreabă, ce facem când într-o discuție simți că ești învârtit în cerc? Încercăm să oprim amețeala, ca să nu să oprim un pic discuția, ca să nu amețim învârtindu-ne, și să vedem de la stânga la dreapta.
de unde vine discuția, de la ce pleacă, ce urmărește, adică să fim un pic rațional, pentru că dacă doar ne combatem în argumente sau nu știm de fapt ce vrem sau unde vrem să ajungem, tot timpul găsim prilej de ceartă sau revenim la aceleași lucruri. Deci trebuie să, ca la un proiect, trebuie să știi A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, ce urmărești, care este scopul și care este finalitatea. Și atunci știi la ce să te raportezi în discuție ca să nu te învârți în același lucru și să le repeți. Mihail, Viorica are următoarea situație. Soțul meu frecventează biserica, de el nu crede multe și într-o seară mi-a pus întrebarea cum s-a mulțit lumea. Nu am știut ce să răspund. Păi cum s-a mulțit lumea? S-a culcat bărbatul cu femeia și a născut fii și fiice, scrie în Scriptură, de la Adam și până azi. Aici cred că e întrebarea lui unde se poticnește. Adam a născut 50 de gemeni. Cain n-a fost singur, a fost cu Calmaca. Abel n-a fost singur, a fost cu Delvora. Și după aceea a născut și 50 singuri. Deci în total Adam a avut 150 de copii. Cronograful lui Chedrin a tradus din limba haldeică, care e cu 5.000 de ani limba înaintea Mântuitorului. Și o să găsească acolo tot. Să găsești cartea, s-a tipărit. Mai există ori pe la Sofia, ori pe la Pele, aici la librăria Mitropoliei. Eu am citit-o și frumoasă. E bine să o știu. Mai departe, Daniel are următoarea nelămurire. Care este diferența în rai dintre un sfânt și un om care abia s-a mântuit la limită? În rai toți oamenii sunt sfinți. Nu există diferență. Există locuri în care, așa cum învață biserica și cum s-au descoperit unor oameni îmbunătățiți, locuri în care oamenii trăiesc mai cu intensitate prezența lui Dumnezeu, ceea ce numim noi că sunt mai aproape de Dumnezeu, și locuri în care oamenii trăiesc prezența lui Dumnezeu, dar nu la fel de intens ca și ceilalți. Ține de pregătirea cu care ei au ajuns în rai, de capacitatea de a fi alături de Dumnezeu, de a putea simți prezența lui Dumnezeu, pentru că a simți prezența lui Dumnezeu este în esență a trăi împreună cu Dumnezeu. Și așa cum și aici, pe pământ, nu toți oamenii pot să ridice greutăți la fel de mari, unii ridică un kilogram, alții ridică 100 de kilograme, unii aleargă un kilometru, alții 40 de kilometri, așa se întâmplă și acolo în starea din rai de a fi, de a trăi împreună cu Dumnezeu. Aceasta este. Dar cine ajunge în rai este sfânt. Vă întreabă în felul următor. Cum să facem cu cei care ne supără și ne greșesc, dar care nu conștientizează acest lucru? Să iertăm celor care nu cer iertare? Mai ales dacă aceștia fac parte din membri apropiați ai familiei. Da, întrebarea mea este, sau retorica întrebării, cu ce ne alegem dacă starea de neiertare se păstrează în suflet, adică noi cei care vrem să facem ceva bine, da? Pentru că e neliniștea care se perpetuează. Dacă acela urăște, să zicem, sau ne taxează și nu-și dă seama că își face rău, și noi ne facem rău pe partea noastră de problemă, prin faptul că nu iertăm. Și aici cumva întunericul trebuie să se rupă într-un punct. Pentru că dacă eu învăț să iert și e ușor, clar că nu va fi ușor, dar cu rugăciune multă o să reușim și ne vom învrednici, atunci rupând acest întuneric în două, cel care tot o să mă tachineze sau tot o să-mi vorbească, la un moment dat, izbindu-se de blândețea mea sau izbindu-se de, eu știu, de pacea din sufletul meu sau de faptul că eu nu îi răspund cu aceeași monedă, atunci s-ar putea ori să se plictisească, să mă mai tachineze sau să mai urască, ori să învețe, băi, stai că totuși viața nu e doar despre atât, adică mai este și ceva dincolo de asta. Mariana vă întreabă în felul următor. Dacă la Sfânta Spovedanie părintele nu pune epitrahiul pe capul meu, este valabilă spovedania? Menționez că sunt în Italia și parcă nu mă simt eliberată după spovedanie. Este valabilă pentru că preotul, dacă rosește cuvântul te iert și te dezleg de toate păcatele, Duhul Sfânt este cel care lucrează, pentru că vedem și în viețile sfinților, făcându-se hirotonii de la distanță sau fiind anumite lucruri întâmplate în taină, dar bineînțeles, taina trebuie respectată cum trebuie, dar având în vedere, probabil au fost aceste condiții ale pandemiei, Dumnezeu este cel care la anumite situații de excepție
rânduiește și el harul așa cum știe, pentru că el se uite la intenția și la gândul curat al omului. Dacă omul vine cu gândul curat și cu intenția curată și s-a spovedit curat, eu sunt sigur că Dumnezeu nu îl lasă neiertat de păcate doar pentru un considerent în acesta strict material. Părinte, dacă citim rugăciunea de seară stând pe pat cu copilul pe picioare, este socotită rugăciune? Probabil are un bebeluș, doamna. Da. Da. Și chiar este foarte important și foarte, nu știu, eliberator pentru unii în momentul în care le-am spus, dacă citiți, dacă spuneți de 10 ori în minte, ăsta cum îi spune, psalmul 50, e ca și cum ați face o catismă. Da. Adică dincolo de faptul ăsta fizic de a sta la rugăciunii. Sunt oameni care, de exemplu, știu 10 catisme. Sunt oameni care știu 2-3 acatiste. Sunt oameni care efectiv tot timpul se roagă. Sunt oameni care spun Doamne Iisuse neîncetat, șapte împărate ceresc, care împărăteasa mea cuvinise cu adevărat. Dincolo de chiar și în momentul în care lucrați, chiar și faptul că lucrați pentru familia dumneavoastră, vă jertfiți pentru ea și ea este o rugăciune, chiar și momentul ăla este o rugăciune. Dar aici trebuie înțeles și rugăciunea trupească pe care o facem pravila, dar și rugăciunea sufletească pe care o facem în tot chipul și în tot momentul. Toate sunt primite înaintea lui Dumnezeu. Orice gând care pleacă înaintea lui Dumnezeu, orice citire care este făcută cu gândul la Dumnezeu este primită de Dumnezeu. Să nu îl socotim pe Dumnezeu un călău, să nu-l socotim pe Dumnezeu un strict, să nu-l considerăm pe Dumnezeu un legist, da, ci să-l considerăm pe Dumnezeu o persoană care vrea să vorbească cu noi, să se deschidă față de noi și noi să ne deschidem față de el. Asta vrea el, de fapt. Haila vă întreabă dacă ați fost în pelerinaj la Sfântul Nectarie din Eghina, dacă da, cum a fost? Oh, da, am ajuns cu nevrednicie, dar am ajuns. Știți cum e? Prima idee când am ajuns în Eghina, practic e acea senzație mai mult olfactivă a mirosului despre care am și citit, a mirosului acela frumos de flori, care îmbracă practic toată Eghina, toată acea insulă în momentul când cobori din vapor. Deci pentru mine asta a fost, cred că, cea mai mare minune. Acea senzație de flori de primăvară, practic un miros pronunțat peste tot. Deci în momentul când cobori din vapor până când ajungi la sfânt și până înapoi când te întorci la vapor, tot timpul e același miros, aceea stare de primăvară, aceea bucurie, practic a învierii. Da? Ăsta e semnul că Sfântul este lucrător. Și țin minte că eu am citit în viața lui lucrul acesta, în minunile practic de după adormirea lui în Domnul, minunile de pe urma lui. Da. Așteptăm cu nerăbdare și lansarea filmului în România. Da. Man of God. Ne dăjduim că va ajunge cu bine și la noi, astfel încât să fie accesibil și de ce nu să fie urcat și pe una din platforme. Am uitat să spun părintelui Răzvan Enescu că poate are legătură mai departe, să ajungă și pe Netflix sau pe unde ajung de obicei filmele, pentru că ajunge mai ușor la foarte mulți. Spune așa, cred în puterea cuvântului preotului și vă rog să-mi urați și mie să mă căsătoresc cu cel pe care îl iubesc. Sunt sigur, Doamne ajută și cel care îl iubesc să dea Dumnezeu să aibă gândul tău, inima ta și mintea ta. Nu cumva tu să te gândești la el. Aici spun o glumă, i-am spus unei fete și s-o supăra pe mine, o părinte, dar chiar pentru mine nu este un făt frumos? Păi zic, așteaptă, poate într-o zi vine poștașul să aduce pensia. Și poate el e făt frumos. Da, păi dacă tu l-aștepți pe făt frumos, caută-l pe făt frumos. Inima aia nu simte nevoia să discute cu cineva, stai așa, mai vin fete de astea și îmi spun, părinte, am citit psaltirea de 40 de zile, păi și ai citit-o cu geamul închis, da. Păi zic, citești-o cu geamul deschis, dar de ce? Păi să vină un zburător să zic, tu ești aleasa care citești la psaltirea, hai să-ți iau din nevastă. Păi comunică, frate, ești în lume, ești la cafea, ești la o prăjitură, ești pe stadion, ești la film, ești la spectacol, ești la o piesă de teatru, ești undeva, la biserică, nu, dacă stai în casă încuiată ca bufnița, pe unii se intre la stiați, pe horn, ca Moș Crăciun. Silvia vă întreabă dacă ne putem face pomeni încă din timpul vieții, în afară de milostenie. Ciudat, n-am mai auzit. Pomeni? Adică parastas cumva, nu știu. Parastas nu, parastasul se face pentru cei adormiți. Acum,
Pomen, ce să zic, uitați în afară de milostenie. Acum, dacă e vorba de milostenie, faci milostenie în viața de zi cu zi. Pomenea putea înțelege până la urmă când te duci la altar și duci un dar, nu? Se spune în Sfânta Scriptură că dacă te duci cu darul tău la altar și consideri că are cineva împotriva ta ceva sau tu ai o, știu eu, o ură sau o neînțelegere, o ceartă cu cineva, du-te și împacă-te prima dată cu pârâșul tău, cu cel cu care te-ai certat sau așa, și apoi du-ți darul la altar ca să fie primit. Deci dacă este vorba de a face pomeni sau de a fi pomenit, eu cred că așa ar fi potrivit și în sensul acesta bănuiesc că s-a gândit să te duci cu un dar pentru tine și te duci pentru tine și pentru familia ta. Și duci o prescură, duci o sticlă de vin, duci câteva lumânări, pui lângă pomenie că acolo niște bănuți și aceasta este pomenirea ta pentru familia ta, pentru vii. În afară de milostenie, că aici ai puncte, puncte și apoi apare milostenia. Milostenia care este de fapt o acțiune de faptă bună, nu, sau de caritate pe care o faci în viața de zi cu zi, nu în mod special ca și pomenire la Sfântul Altar sau la biserică. Și atunci, ca și pomenire, duci spre biserică ofranda și darul tău în forme de genul acesta și milostenia în viața de zi cu zi poți să o faci față de către cine, față către anumite persoane care au nevoie sau cine are nevoie de ajutorul tău. În felul următor, dacă nu reușești să citești rugăciuni de seară și dimineață, dar mă rog cu Tatăl nostru și Împărate Ceresc, este primit la Dumnezeu, este bine? Orice rugăciune pe care o facem și un Doamne miluiește și un Doamne ajută, este primit la Dumnezeu. Absolut orice rugăciune. Și dacă spunem Doamne ajută-mă, este primit la Dumnezeu. Pe de altă parte, trebuie să avem grijă și din ce cauză nu reușim să citim ceva. Trebuie să avem grijă și la, și la aspectul ăsta. Și dacă nu găsim sfertul ăla de oră deloc, trebuie să ne gândim, băi, totuși, ce fac în sfertul ăla de oră sau în jumătatea de oră în care trebuie să citesc ceva, ce se întâmplă. Că și Dumnezeu vede lucrurile astea, știți? El primește orice rugăciune, dar și vede lipsa noastră de, cum să spunem așa, de angajare sufletească în relația cu El. El o vede lucrul ăsta, o trăiește, simte. Și atunci trebuie să vedem dacă nu care cumva înlocuim cu momentul de rugăciune alte momente care nu sunt neapărat folositoare. Știți că asta înseamnă priorități. Știi? Dacă îi acorzi atenție, dacă acordăm atenție unui film mai mult decât lui Dumnezeu, aia este o prioritate. Dacă pierdem vremea sau dacă acordăm atenție copilului și trebuie să avem grijă și facem temele cu el și toate celelalte, atunci este o necesitate. Dar să știți că de cele mai multe ori nu cei din jur ne opresc de la Dumnezeu, cei din jur ne duc la Dumnezeu. Mai sunt alte chestii pe care dumneavoastră le știți și pe care trebuie să le cercetați, așa, pentru că jumătatea de oră trebuie să existe și poate să existe. Părinte, cineva poate să perceapă lucrarea celui rău prin expresia ochilor oamenilor, adică să poată să vadă răutatea celui rău și să o simtă fizic, dându-și seama că nu este de la om? Este într-adevăr o ispită sau este vorba de o boală psihică? Păi cele interioare de multe ori se văd și prin cele exterioare, iar de multe ori ochii sunt oglinda sufletului. Și într-adevăr, printr-o privire a unui om ne dăm seama de starea sufletească sau putem ușor înțelege, însă când vorbim despre o problemă psihică, aici vorbim despre altceva. Și chiar îmi povestea cineva la un spital din acesta de psihiatrie, când veneau niște pacienți, tocmai ca să-și dea seama dacă este lucrarea duhurilor rele sau dacă este o problemă psihică, îi dădea să bea gheazbă mare. Și dacă nu pățea nimic de la, dacă pățea ceva de la gheazbă mare și începea să tremure sau să facă urât, era clar că era un duh rău acolo. Dar dacă nu reacționa cu nimic, înseamnă că era o problemă psihică, adică se poate să facă o distinție. Maria Alexandra vă întreabă în felul următor: părinte, cum pot să-l aduc pe fratele meu la Dumnezeu? Nu vrea să se spovedească și să se împărtășească. Nu suportă când vorbesc în fiecare zi, oră de oră, despre Dumnezeu. Spune că exagerezi. Să lase în pace, să nu-l aducă. Adică, până la urmă, eu vă spun o treabă, acum nu vreau să fiu impertinent, dar nu poți dragoste cu forța, credință cu forța, ducere cu forța. Lasă-l în plata lui, dă-i câte o carte să citească, liniștit. Așa, nu-l stresa, nu-i povesti, nu exagera, că mai rău îi faci.
Nu, fii elegantă, fii cu așa, povestește, să vadă prin faptele tale credință frumoasă, bună, elegantă. Dacă îți cere un sfat duhovnicesc, dă-i-l, nu te băga peste el, nu intra cu bocanci în sufletul lui. Nu trebuie neapărat să duci la spovedanie, să-l ceri, că nu suportă când vorbesc în fiecare zi, oră de oră. De ce să vorbești oră de oră despre Dumnezeu? Da. Nu merită, nu merită. Mare atenție că până la urmă nu trebuie exagerat. Nu, nu trebuie exagerat. Că de-aia și spune că exagerează. El poate dreptate are. Că nici mie nu-mi place acum oamenii ăștia care la fiecare vorbă, doi, slavă lui Dumnezeu, mi-am dus copiii la grădiniță și slavă lui Dumnezeu, am putut să-mi cumpăr ceva de mâncare, dar nădăjdesc în mila lui Dumnezeu că voi ajunge la servici. Slavă lui Dumnezeu că mă voi duce de la servici. Și Doamne, ție îți mulțumesc că l-am găsit pe bărbat fără să fie băut acasă. No. Da. Deci nu merită acum la orice problemă slavă lui Dumnezeu și nu că nu merită Dumnezeu să fie introdus în ecuația vieții noastre, dar nu exagera, nu exagera. Să ne întreabă în felul următor, cum să scăpăm de stres, nervi, depresie și de starea de a ne dori moartea? Păi în primul și în primul rând trebuie o mică cercetare sufletească acolo, o mică spovedanie sau mai mult o mică comunicare cu cineva, cu un duhovnic, în primul și în primul rând, care să descoase acolo niște taine care se petrec în sufletul nostru, niște ațe care s-au cam încurcat datorită probabil și multor alegeri pe care le-am făcut la modul cum nu trebuia și niște situații care le-am tratat cu foarte multă lejeritate și nu le-am dat atenție și ele s-au adunat ca și molozul acela, știi, care la început e subțire și mic, dar în momentul când se adună un sac devine din ce în ce mai greoi și în timp toate acestea cresc și crescând creează stări și de stres și de nervi și de anxietate și de deznădejde și de suicid, să zicem, cel puțin la nivel sufletesc. Deci de-aia e nevoie de o cercetare, pentru că răspunsurile stau tot în noi, doar că trebuie să le vedem, să ni le asumăm și apoi ușor, ușor să le vindecăm prin rugăciune. De obicei, în astfel de situații, dacă omul nu are păcate, de exemplu, opritoare sau păcate foarte grave, îi se mai dă o șansă și primește un părtășanic ca temelie de început, ca să vedem cum luptă din punctul acesta, adică sunt soluții, dar trebuie o interacțiune cu un duhovnic, asta în primul și în primul rând. Roxana vă întreabă, dacă am făcut un păcat și l-am spovedit, vor mai fi consecințe? Dacă n-a avut consecințe asupra cuiva în afară de tine, nu tragi nimica. Dacă păcatul tău a avut o consecință asupra altcuiva și consecințele se răsfrâng mai departe, spune psalmul, de cele rele ferește pe robul tău și străinii. Că tu nu știi, de exemplu, ai străcat o fecioară și poate n-ai luat-o de soție. Canonul spune, 12 ani să nu te împărtășești, dar dacă ai devine o prostituată și mai învață și pe altele, tu la judecată ai să dai răspuns și de celelalte prostituate care au fost învățate de asta, pentru că tu ai învățat rădăcina. Da. De aia avort păcatul, atât de... păcatul merge în progresie geometrică, se cheamă arială. Da. De aia avortul este atât de grav, că ai curmat practic o viață și pe aia uiți. Păi am avut acum o discuție cu o doamnă săracă, ea n-avea avorturi, dar o îndemnat cel puțin 15 colegi să facă. Zic, bravo, dragă, și de ce te-ai erijat tocmai tu în treaba asta? Erau săraci, nu avea cine le sfătui, eu cunoșteam ginecologul, le mai duceam acolo, le dădeam un ban, vorbeam cu ginecologul, bravo, acum să-i faci 15 milostenie, că au murit niște suflete nevinovate, dar cine-i spus din viață? Păstrează-l, te ajut să-l crești. Părinte, eu le vreau să scape de copii. Da, sunt de acord, dar te-ai făcut părtaș. Este păcat dacă am mai băut apă caldă ce a rămas de la Sfânta Liturghie? Dacă este cu binecuvântarea preotului, dacă v-a dat preot, voi consumă lucrul ăla, nu este păcat. Cu aceea, de obicei, cu acea căldură, părintele plătește sfintele taine și sfintele vase. Dacă ați băut-o dintr-un sentiment din ăsta de evlavica, nu, care cumva s-o aruncați, chiar dacă o aruncați la un loc, ăsta este un fel de considerare a dumneavoastră. Dar trebuie să știm că lucrurile sfinte și lucrurile binecuvântate aparțin preotului și lucrării lui și el trebuie să le facă. Și noi trebuie să ne
să păstrăm un pic dumneavoastră, sau când nu este treaba noastră, trebuie să păstrăm un pic distanța aia de precauție. De cele sfinte ale lui Dumnezeu. Chiar dacă noi facem lucrurile cu bune intenții. Și evlavia asta este foarte bine, este bine plăcută lui Dumnezeu. Că este acea frică binecuvântată. Doamne, de cele sfinte nu mă ating. Cele sfinte sunt pentru cei care sunt sfințiți și ei trebuie să-și îndeplinească. Chiar dacă noi am întâlnit pe cineva care tot așa făcea curat pe Sfânta Masă. Măi, și am spus, măi, dar nu ești preot. Da, dar uite, părintele nu a făcut curățenie. Da, dar uite, aia este treaba lui și dacă el nu o face, este răspunderea lui și el dă răspuns pentru că el trebuie să facă lucrul ăsta. Haide noi să facem lucrurile pe care trebuie să le facem noi și preotul o să le facă pe cele lui, dacă consideră că trebuie. Dacă nu, nu își lasă Dumnezeu altarul batjocorit. Până la urmă schimbă preotul. De la Raul vă întreabă cum ar trebui să dau cu tămâie în casă, la câteva zile distanță sau poate zilnic, cum ar trebui să fie rânduiala creștinului? Păi, dați cu tămâie când vă rugați. Te rog zilnic, dai cu tămâie zilnic. Cum nu te rog zilnic? Cum? De ce sunt eu zilnic? De ce sunt dai cu tămâie zilnic? Dar să ținem seama, a tămâia înseamnă un act de credință prin care tu urmezi într-un fel văzut ceea ce în sufletul tău porți nevăzut, mireasma sfințenii. Noi nu tămâiem ca să punem odorizante. Da, corect. Nici nu tămâiem, tămâierea nu este specifică doar bisericii creștine. Noi tămâiem pentru ca să subliniem ceea ce avem în suflet. Dacă pui o tămâie, poți să pui și o esență puturoasă. Dacă așa e sufletul tău, pui o esență puturoasă. Aia nu se mai cheamă tămâie. Aia se cheamă altceva. Deci poți tămâia ori de câte ori te rogi. Ca să nu existe de acum o preocupare. Am intrat în casă, dau cu tămâie. Am ieșit din casă, dau cu tămâie. La fel cum avem icoane în casă, avem candela aprinsă, dar dacă nu ne rugăm la Sfintele Icoane și dacă acea candela aprinsă nu reprezintă sufletul nostru în care arde credința, atunci icoanele reprezintă doar niște obiecte, iar candele au doar o lumină. Victoria vă întreabă în felul următor. Ce înseamnă, părinte, profet, profeții pe care le spun, profețiile sau, nu știu, descoperiri? Pentru că circulă foarte multe pe internet și de aceea oamenii au nevoie de clarificări. Fel și fel de profeții, de a părintele lui Clopa, de a părintele Arsene Boca și așa mai departe. Cât sunt de adevărate și cât sunt de concludente sau relevante pentru noi în viața de zi cu zi, aceste profeții? Răspunsul e scurt și simplu. Om trăi și om vedea, știți? Exact. Om trăi și om vedea. Și cam atât. Ar fi mare păcat, zic eu, sau cel puțin, v-am spus, vedeți, eu m-am educat, v-am spus că eram foarte critic în anii, dar trecând viața peste mine cu toate greutățile ei și mi-am dat seama că biserica este asemenea unui spital care are fel și fel de secții de terapie. Unii sunt cu oasele, alții sunt cu, știu eu, cu organele interne, cu glandele și așa mai departe. Așa este în biserică. Deci biserica este pentru toți și pentru cei cărora le este frică și pentru cei care sunt curajoși și pentru cei care sunt prudenți. Pentru toată lumea este biserica. Și pentru cei care sunt pro și pentru cei care sunt contra și pentru cei care sunt indiferenți. Eu, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, mie îmi place să mă bucur de ziua de astăzi. Corect. Și dacă nu cade bomba peste mine, mă bucur nu că nu cade bomba peste mine sau cade peste alții, nu, ci mă bucur de ceea ce mi oferă Dumnezeu mie aici, în spațiu în care vrea El ca în clipa de față să trăiesc.
ce o să se întâmple peste un an de zile, peste om trăi și om vedea. Asta este filozofia mea de viață sau credința mea. Nu le ignor, dar nu las ca, știu eu, niște profeții macabre sau, nu știu, mai sumbre să-mi afecteze bucuria clipei, bucuria momentului sau starea de prezență pe care Dumnezeu mi-o îngăduie în ziua de astăzi. Așa trăiesc eu, dar nu condamn pe cei care nu pot să se bucure de moment, nu pot să se bucure de soare, de vânt, de, nu știu, de o zăpadă. Astăzi a nins aici atât de frumos, da. Stăteam și admiram, trebuia să mă pregătesc pentru emisiunea noastră și eu admiram natura și mulțumeam lui Dumnezeu. Suntem oameni și oameni, nu toți suntem construiți la fel. Deci dacă ne place să ne înspăimântăm, să ne înspăimântăm, dacă ne place să nu ne înspăimântăm, să nu ne înspăimântăm, dacă ne place să fim pro sau contra, să fim pro sau contra, dacă ne place să stăm deoparte, să stăm deoparte, da. Fiecare cum îi place își găsește locul și binecuvântarea în biserică și, repet, să nu fugim măcar de îmbrățișare. Adică eu i-aș îmbrățișa pe toți. După modelul și părintelui Teofil Părăian. Dana vă întreabă în felul următor. Părinte, eu fiind plecat în diaspora singură, cu copiii nu am mers la biserică. Sunt copii foarte buni, dar nu au credință, decât vin de Paște și de Crăciun, de dragul meu, la biserică. Ce pot să fac pentru ei? Rugăciune, în primul rând. Așa spune, decât mai bine decât să stai de vorbă cu copiii despre Dumnezeu, mai bine să stai de vorbă cu Dumnezeu despre copii. Citiți Paracelsul Maicii Domnului, citiți Acatistul Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, și încercați, printr-o vorbă bună, printr-o pildă, printr-o povestioară, luați într-un pelerinaj, luați-i la o mănăstire, luați-i să se spovedească și explicați-le cât de bun este Dumnezeu și cât de multă nevoie avem noi de biserică, de rugăciune, de spovedanie, de har și cât de mult ne ajută pe noi aceste rânduieli și aceste taine ale bisericii, care nu sunt ceva întâmplător, nu sunt ceva așa ca un hobby sau ca ceva care faci că te plictisești, ci sunt cu adevărat medicamente pentru sufletul nostru, medicamente pentru nemurirea noastră, sunt cu adevărat tainele pe care Hristos, Dumnezeu, le-a lăsat pentru fiecare dintre noi, ca să ne curățim și ca să ne mântuim. Bun. Andreea vă întreabă dacă țin post negru vineri. Mă poți spovedi și împărtăși? Despovedit, poți să te spovedești și dacă nu ții post negru. De împărtășit, cu siguranță, cu binecuvântarea duhovnicului, există acolo circumstanțe prin care se poate face și acest lucru. Doar că trebuie văzut că, știi cum e, actul de nevoință, dacă e doar de capul nostru, nu e o chestie cumva binecuvântată. Actul de nevoință trebuie să fie o pecetluire în urma spovedaniei către duhovnic, pentru el, pentru că el este cel care ne recomandă cât putem și cum putem. Pentru că, uite, de exemplu, e ceea ce vorbeam noi când ne-am întâlnit, cred că prima dată, este ideea asta de post, de nevoință, peste măsura duhovnicului, adică gen omul nu postește miercurea, vinerea, dar odată îi se trăznește când el nu postește deloc, postește vinerea și nu mănâncă nimic. Da. Adică sare de la o extremă la cealaltă. Nu. Trebuie să învățăm să ținem postul de miercuri, postul de vineri, cele patru posturi de peste an, cu cum sunt ele rânduite în biserică, prin legământ de la Sfinții Părinți. Și în momentul când am învățat să le ținem pe acestea și putem să le ținem, abia apoi după aia putem într-una din zile să mâncăm decât o singură dată. Într-un post să, eu știu, să ne abținem să mâncăm fără cu ulei în anumite zile. Adică sunt tot felul de ștachete pe care noi le putem ridica, dar pe măsură ce învățăm să le ținem pe cele clasice, da? În mod constant și în mod echilibrat. Da, asta, perseverența și constanța, exact. Asta este cea mai mare provocare. Absolut. Pentru toată lumea. Andrei vă întreabă dacă toată lumea are păcate. Da, așa se spune, că toată lumea, dar toată lumea are diferite păcate. Și nu toate păcatele sunt la fel. Dar toată lumea are păcat. Nu există om care să trăiască în lumea aceasta și să nu aibă păcat. Numai tu singur ești fără de păcat. Asta este mărturie
a Scripturii. Tot omul este păcătos înaintea ta. Chiar dacă nouă ni se pare că ăsta, chiar și viața noastră are în ea sâmburile păcatului, din momentul în care noi ne-am născut. Acolo noi este germenul păcatului, este sâmburile păcatului. Tot omul este aplecat spre rău, pentru că noi suntem tentați de ceea ce este vinovat, de ceea ce este păcătos. Și numai tentația aceasta, și asta este o leacă de păcat. Și tot Andrei vă întreabă sau spune că este frică că nu o să mai ajungă să fie mare și să aibă familia mea. Probabil este un tânăr. Da, cum ar trebui răspuns? Am înțeles care este frica. Da, asta este o frică irațională. Asta este o frică ce nu are un obiect clar. V-am spus, dacă este lupul în fața noastră, este normal să ne fie frică. Nu există lupul, dar mie mi-este frică de lupi în apartament, atunci este o problemă. La dumneavoastră este o problemă care a intrat ori pe fondul. Vi se pare că credeți că o să vă îmbolnăviți, credeți că o să vi se întâmple ceva rău, credeți că nu o să fie cineva alături de dumneavoastră ca să vă facă să ajungeți mare sau cineva sau să vă părăsească sau să ajungeți într-o situație din asta de greutate din care nu o să puteți ieși. Astea sunt frici iraționale. Astea sunt frici care ne distrug. Aici dumneavoastră luptați cu prezența la liturghie, cu acoperământul Maicii Domnului citit, într-o seară acoperământul, în cealaltă seară citiți Îngerul Păzitor și faceți acest exercițiu în minte când ziceți: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne, am nădejde că Tu ai să-mi dai tot binele din lume care mi este de folos. Exact. Share pentru ziua de post, un like pentru ziua de psaltiri și un like ca să se prindă la minte. Exact. Cum dobândim smerenie, dar fără să fim luați în râs de alții? Dar nu trebuie să știi nimeni că suntem smeriți. Tocmai aici greșim. Când râde cineva din noi că suntem smeriți, aia nu-i smerenie. Înseamnă că noi facem un circ ceva. Deci eu pot să trec prin societate, pe lângă oricine și oricum, și ăla nu trebuie să știe dacă eu smerit sau nu. Asta e ceva atipic. Eu trebuie să știu dacă am atins smerenia. Nu poate cineva să-și dea seama dacă eu sunt smerit. Mai merg tineri din ăștia care fac excursie la Sfântul Munte și mai îmi spune: părinte, să știți că mi-a plăcut, dar n-am văzut un pustnic, n-am văzut un zburător, un mistic, un ceva. Băi, cred că a uitat să pune indicatoarele. Luminite. Cine e sfânt, crezi că își pui eticheta sau numărul de telefon la intrarea în Daphne? Stai liniștit, ăla e ascuns acolo undeva într-o chiliuță să roagă. Nu stă în care la mașină să vină să se ilumineze fața ca neonul, să te apuci tu, să te atingi de el, să te sfințești. Tu sfințenia trebuie să o vezi într-o icoană, într-o moaște, în nevoința celor care păzesc mănăstirile alea, care se roagă în mănăstirile alea, în muntele la care i-a părat și păzit din rele și că e Maica Domnului acolo. Așa găsești sfințenia. Sfințenia nu e la pachet. Nu cumpiri halva sau margarină. De parte, Carmen vă întreabă în felul următor. Există predestinare în sensul că Dumnezeu decide ceasul morții sau sunt și alți factori? Și care ar fi aceștia? Unii spun că dacă ți-e scris să mor la un moment dat, nu poți face nimic să amâni. Nu ți-e scris nicăieri, dar Dumnezeu știe. Trebuie să înțelegem foarte bine termenul acesta de predestinare. Dumnezeu nu predestinează nimic, că până la urmă noi suntem creați cu voință liberă. Deci noi putem face alegeri, dar știți care e minunăția? Până la urmă, dincolo de cuvântul acesta, predestinarea, trebuie să-l înțelegem în altă logică și alt context. Dumnezeu știe ce vom alege. Aceasta e diferența, că dacă Dumnezeu n-ar ști ce alegem noi în libertatea noastră, n-ar mai fi Dumnezeu. Dar faptul că El știe, nu trebuie să confundăm știința lui Dumnezeu sau cunoașterea lui Dumnezeu cu predestinarea. Nu ne predestinează Dumnezeu să murim într-un anumit context. Este alegerea noastră, dar alegerea noastră, până la urmă, ca și făptuire, ca și acțiune, ne lasă să acționăm în libertatea noastră. Dar El știe ce vom alege. Asta nu înseamnă că ne-a predestinat ca noi în libertatea noastră să facem lucrul respectiv. Noi l-am ales prin voință liberă, dar ceea ce vom alege, Dumnezeu cunoaște înainte. De aceea și este Dumnezeu. Pentru că El până la urmă știe când va fi și sfârșitul lumii, știe care dintre noi ne vom mântui sau nu ne vom mântui, știe la ce vârstă vom muri, în ce context vom muri, care ar fi motivul, că este din boală, că este dintr-un accident, că este, știu eu, Doamne ferește, cineva alege să se sinucide sau așa mai departe. Toate lucrurile de genul acesta Dumnezeu le cunoaște pentru fiecare dintre noi oamenii, dintre noi pământenii. Și aceasta nu înseamnă, să înțelegem, că prin aspectul acesta Dumnezeu ne predestinează, ci din contră,
păstrează libertatea tuturor, dar știe tocmai pentru că este Dumnezeu. Pentru că dacă n-ar ști și ar fi așa o necunoscută pentru Dumnezeu, păi nu știu, l-am adus pe ăsta la ființă, dar nu știu ce se va întâmpla cu el. Oare se va mântui? Nu se va mântui, dar pe urmă cine îl mântuiește? Nu Dumnezeu te mântuiește? Nu? Și el știe pe cine va mântui pentru că știe ce alegere va face omul. Dacă omul va accepta și își va dori să se mântuiască sau nu. Și tocmai pentru că știe și este Dumnezeu. Și de aceea este Dumnezeu, pentru că știe și cunoaște toate aceste lucruri înainte de a se întâmpla și a se consuma. Bun, mai departe, Mădălina vă întreabă, părinte, cum putem ști cărui sfânt să ne rugăm pentru vindecare de boli? Sfinte Parascheva, Sfântului Pantelimon, Sfântul Porocul Ioan Botezătorul, Sfânt Nectarie sau tuturor sfinților? Care sfânt? Aici, din punctul meu de vedere, eu m-aș ruga la toți. Adică există în fiecare zi un moment în care eu pot să mă rog, nu? În fiecare zi. Și îmi fac o listă cu toți sfinții doctori fără de arginți pe care îi cunosc și de care poate mai aflu pe parcurs. Și fac câte un acatist în fiecare zi. De unde și care este mai aproape de mine și care mă ajută în problemă, nu știu. Dar pe lângă faptul că la un moment dat, prin minunea lui Dumnezeu și prin rugăciunea către un anumit sfânt, voi primi vindecarea sau voi învăța ceea ce am de învățat, rugăciunea mea duce și lucruri mult mai complexe decât atât. Adică una din rugăciunile către Sfântul Ierarh Nectarie spune așa: ci că îți mulțumim, Sfânt Ierarh Nectarie, pentru că de boala cancerului ne-ai vindecat, dar îți mulțumim că și de multe ori în boală aflându-ne ne-ai învățat să ne înțelegem neputința. Da? Adică dacă mă raportez la această afirmație, păi să-mi înțeleg neputința într-o metastază de gradul 4, în care toate sunt distruse și varză în mine ca și om, păi înseamnă foarte mult. Înseamnă enorm de mult. Înseamnă o lecție de viață atât de complexă în care nu învăț să stau să mă mai plâng pentru faptul că-s bolnav și pentru faptul că alții au sănătate. Nu, învăț să trăiesc. Atât cât am de la Dumnezeu, asta mă învață rugăciunea, asta mă învață acești sfinți. Întreabă în felul următor, până la ce limită trebuie să rabde femeia nebunia soțului de vorbit despre ce spun cei de la TV, de război, de altele? Eu îl mai fac să tacă prin rodul ridicat că nu vreau a ști. Da. Soțiile mai au darul acesta de a nu lua în seamă câteodată. Este să știți că este un mare dar. Sau noi ca oameni putem să, dar să nu fim indiferenți. Avem chestia, băi, lasă că o să fie bine. Stai liniștit, nu ne mai facem griji. Degeaba ne facem griji pentru lucruri care trec de puterea noastră. Hai să căutăm să fie pace în noi, să căutăm să fie pace în jurul nostru și după aceea o să putem să trecem noi prin tragedia care o să vină asupra noastră, de orice natură o să fie. Dacă este pace în sânul familiei și dacă este îngăduință din partea celui care este un pic mai puternic, așa spune, voi cei tari să purtați slăbiciunile celor neputincioși, atunci familia trece peste orice. Și peste criza financiară, și peste criza sanitară, și peste criza de pace, și peste criza de război, și peste isteriile din jur și peste isteriile de la televizor și peste batjocurile de la televizor la adresa credinței sau a noastră, peste toate trece. Peste boală, peste tot trece. Dacă nu este pace în noi și dacă nu este unul care să se sacrifice așa un picuț și să încerce să-l înțeleagă pe el așa în temerea lui și în preocuparea lui, atunci la cel mai mic cutremur și cutremurare din exterior, atunci gata, să destramă și să sfărâmiți așa. Țineți unitatea, țineți unirea, țineți pacea din partea dumneavoastră și atunci el o să zgâșească pace în pacea pe care o aveți dumneavoastră. Treabă, care este limita smereniei pentru a nu cădea în umilință? Limita smereniei. Smerenia este fără de limită, pentru că virtuțile sunt cele care merg spre desăvârșire din treaptă în treaptă, după modelul Mântuitorului Iisus Hristos. Acum când vorbim despre umilință sau de a te lăsa umilit, aici vorbim despre capacitatea ta de a suporta anumite lucruri, pentru că nu tuturor li s-a dat
Pentru că aici este chintesența, că smerenia este un dar dumnezeiesc. Dacă ți s-a dat acest dar, înseamnă că Dumnezeu este cel care te ajută să rabzi și cea mai cruntă umilință. Dar dacă tu nu poți suporta lucrul acesta și te smerești înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, eu nu pot, până aici nu pot să mai duc mai mult, mă simt neputincios, este tot o formă de smerenie, dar tu te lași tot în grija lui Dumnezeu. Deci au fost și când au fost persecuțiile, au fost anumiți oameni care au spus, Doamne, eu nu pot să rabd chinurile, nu pot să rabd aceste dureri atât de mari, și atunci Dumnezeu era cel care îi dădea la o parte ca să nu fie prinși și stăteau acolo de frica chinuitorilor. Deci Dumnezeu știe măsura fiecare. Deci, cum spunea părintele Arsenie Papacioc, fiecăruia Dumnezeu i-a dat un pahar, unul mai mic, altul mai mare. Fiecare este dator să-și umple paharul său. Vă întreabă dacă este cârtire, dacă gândim că oamenii buni la suflet și inteligenți se călugăresc și repetenții clasei ne conduc țara. Nu, aici Nicoleta are perfectă dreptate ce spun eu. Aș spune altceva. Noi am avut până la Ceaușescu niște servicii secrete de mare învergură. Odată cu lepădatul ăsta de Pacepa, care a trădat serviciile secrete, și atunci s-a făcut mare nenorocire, au murit oameni, au fost mari dezastre, ăla s-a crezut mare erou național, a fost o târâtură, un nenorocit. După aceea, în serviciile noastre secrete s-au strecurat tot felul de servicii străini. Noi nu știm cui și ce slujesc. Ei, și de atunci, una din ramurile acestei lucrări este și aceasta, ca toți incompetenți să se ducă niște funcții de conducere, tocmai ca să poți distruge o țară. Că dacă ai oameni gospodari serioși, nu distruge o țară. Și atunci noi nu putem condamna că cineva s-o călugărit și putea fi președinte. Nu, e o nebunie, e o absurditate. Dar putem crede că niște lichele, niște gunoaie s-au strecurat la cârma țării, să citim poezia lui ăsta, cum îl cheamă, Alexandru Vlahuță, minciuna asta cu regii la masă, sau ăștia nu cotropitori, asupritorii, le-am mai postat eu pe pagină câteodată, că îmi plac cum sună. Deci ăștia, da, au putut să se strecoare și să distrugă, dar na, ce vrei să faci dacă lumea doarme și nu vede, dacă poporul e nepăsător, lumea s-a schimbat, paradigma s-a schimbat, viața s-a schimbat, noi ne-am corcit și noi și cu sufletul și cu trupul și cu mintea și cu obiceiul și cu tradiția și cu legea și cu Constituția, ce vrei să faci? Trebuie să ne acomodăm, rezistă cine poate, trăiește cine vrea, există și rămâne cine se străduiește și se păstrează demn și drept cine vrea să fie drept. În rest n-ai ce face. În mai departe, Ionuț are următoarea nelămurire. Părinte, episodul dintre Avram și Agar, cum îl tâlcuim și de ce Avram asculta foarte mult de Sara? Păi Sara a fost femeia lui pe care a iubit-o cel mai mult. Și pe Agar a luat-o după aceea pentru că fusese slujnică și așa era rânduiala în vremea respectivă, ca soțiile adevărate, în momentul în care nu puteau să nască copii, putea să dea cu voia lor să trăiască împreună pe una sau mai multe din slujnice, să îi le dea bărbatului său și era considerat cumva ca o binecuvântare. Dar lucrul acesta trebuia să o facă femeia, prima femeie, cea care se căsătorise prima dată. Dacă ea nu vroia să-i ofere soțului său o altă femeie, pentru că ea, deși era stearpă, nu vroia să-i o dea în vederea nașterii de copii, el nu avea dreptul să facă lucrul acesta. De aceea, până la urmă, de Sara a ascultat foarte mult, pentru că a fost femeia pe care a iubit-o, pe care a respectat-o, pe care a prețuit-o și cu care s-a căsătorit, nu din dragoste adevărată. Cu cine a mai trăit după aceea a fost ca și sugestie, ca variantă, prin soția adevărată Sara, și care a fost de fapt un pogorământ, deci o lipeală cumva, un gen de improvizație, am putea zice, dar nu că ar fi iubit-o, ci din contră a făcut ascultare de femeia lui, care i-a oferit pe slujnica sa, tocmai pentru ca să poată lăsa urmași. Așa era rânduiala atunci, ca cine are urmași, cu cât sunt mai mulți, cu atât să se considere mai binecuvântați de către Dumnezeu. Și cine nu are urmași deloc, Doamne ferește, să se considere cumva părăsiți de Dumnezeu sau blestemați de Dumnezeu, uitați cumva de Dumnezeu. Iar în cazurile în care soțiile adevărate nu nășteau mai mult timp, apărea îndoiala că poate trec ani și apare vârsta bătrâneții și neavând urmași, cumva erau triști și supărați, considerând că Dumnezeu i-a părăsit, a apărut varianta aceasta ca ele, soțiile, să poată oferi soților lor
pe una sau pe mai multe dintre slujnicile pe care le aveau ca să rămână însărcinate. Și cu binecuvântarea lor, dacă rămâneau însărcinate, erau considerați copiilor. Și atunci, cumva, ca un dar și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru familia lor. Dar vis-a-vis de Sara, a fost o femeie pe care, repet, a iubit-o, a prețuit-o și a respectat-o și, într-un fel, era firesc ca cu ea să se sfătuiască mai mult, de ea să asculte mai mult și să fie pentru inima lui, până la final, femeia pe care a iubit-o și a prețuit-o cel mai mult, deși a mai trecut cu alte femei oferite de ea, de Sara. Bun. Tot Mihaela vă întreabă, părinte, cum știm ce talent ne-a dat Dumnezeu? Întrebarea asta, știi, nu știu dacă mai ții minte, a mai fost pusă acum vreo câteva emisiuni. E o altă persoană, da. Da, și atunci am sfătuit și același lucru vreau să-l renuiesc. Talentul îl descoperim prin lucrare, dacă lucrăm. Știi cum e? Nu poți să-ți dai seama la ce ești bun în viață dacă nu experimentezi, dacă nu încerci, dacă nu vezi ce iese bun din mâinile tale, la ce te pricepi mai bine și ce poți dezvolta ca permanent să fii mai bun. Pentru că aici nevoințele sau talentul poate fi diferit pentru fiecare. Unul, eu știu, îi place să se roage mai mult. Altul, eu știu, pomenește pomenice și îi place să se roage pentru fiecare în parte. Altul, eu știu, e mai bun și mai blând și dă un izvor de pace care este foarte necesar pentru lumea în care trăim. Altul, eu știu, are răbdarea să asculte mai mult și să vadă că totuși omul ăsta care eu aș fi tentat să-i dau o etichetă, Totuși poate are o poveste și poate am ceva de învățat sau are ceva să-mi spun. Adică fiecare are câte un talent, la fel cum și noi, din interiorul nostru există ceva acolo. Dar noi dacă ne spovedim constant, ne împărtășim constant, ne rugăm constant, atunci Dumnezeu face acest lucru la care trebuie să fim foarte atenți. Ne trimite situații ale vieții prin care noi reușim să ne dăm seama la ce putem fi buni, cu ce putem fi de folos în societate, dar nu spre mândria noastră, ci spre slava lui Dumnezeu. Așa cum spune și evanghelistul Luca, când le-ați făcut pe toate câte le-ați făcut, nu așteptați onoruri sau plăți sau, eu știu, pupatul acesta în frunte, vai ce bun ai fost. Nu, spuneți așa, datori erați ca niște slugi netrebnice să le faceți, pentru că le aveți însămânțate de la Duhul Sfânt în sufletul vostru și trebuie să le puneți în lucrare, fie pentru mântuirea voastră, dar și pentru mântuirea celor de lângă voi. Iulian vă întreabă, cum ne dăm seama că trăim zilele de pe urmă? Sau dacă le trăim sau când le vom trăi? Trebuie să citim capitolul de la Matei, în care se vorbește despre semnele venirii Fiului Omului. Acolo sunt și alea, sunt niște semne care Iisus Hristos scoate din calcul din prima. Că vor fi boli, vor fi războaie, dar nu astea sunt semnele, ci ale numai începutul durerilor. Și ale au fost de când sunt lumea. O să ridice împărății peste împărății, neam peste neam. Va fi moarte, se va lăsa, se va lepăda tatăl de copil și mama de fii și toate celelalte. Și vrășmașii omului vor fi casnicii lui. Astea sunt și vor fi întotdeauna. Dar când apare semnul Fiului Omului pe cer, când puterile cerești o să cadă, când stelele o să cadă. Deci astea sunt semnele care vin, sunt vreo 7. Și toate sunt semne extraordinare care nu pot fi interpretate la modul figurat. Nu pot fi interpretate. Că unul l-a văzut pe Obama, fiara apocaliptică. Da. Că îl căutăm, altul vede pe Putin, altul vede pe nu știu care, altul vede pe nu știu care. Nu, întotdeauna au fost oameni care au făcut bine, întotdeauna au fost oameni care au făcut rău. Totdeauna au fost oameni care au omorât, care au schinciuit, care și-au bătut joc, întotdeauna au fost apărători, întotdeauna. Astea nu intră. Sunt numai niște începuturi ale durerii, cum spune, adică numai niște icoane palide a ceea ce înseamnă războiul dintre Dumnezeu și diavol. Și atunci vor plânge toate neamurile. Pământul se va desface și au zis să se desfacă pământul ca să intrăm noi, că nu putem, și toate neamurile vor plânge la vederea Fiului Omului. Când o să întâmple, când o să vedem semnul lui crucea, semnul Fiului Omului pe norii cerului și pe Fiul Omului venind pe norii cerului, atunci da, s-a apropiat sfârșitul. Până atunci nimic. Exact. Până atunci trebuie să fim preocupați doar de sfârșitul nostru.
Doar de sfârșitul. Ce părere aveți despre părintele Ieronim? Îmi plac foarte mult predicile dânsului, dar am auzit... De unde este? Că nu știu cine e. Da, cred că este nepomenitor. Da, îl știu, e părintele Ieronim de la Codri. Nu-mi dau cu părerea, el este un părinte al Sihăstriei. Nu știu de ce a alunecat. Mie îmi pare rău și de părintele ăsta al nostru, care eu, când eram un mucos și un frate începător, el era deja preot. Părintele, altfel îl chema, tot din Sihăstria, bun preot. Imediat îmi aduc aminte și vă spun că am lapsusul. S-a rupt și el acum, e cu părintele ăla de la Roman, cu părintele Elefterie. Cum îi spune părintele de la Sihăstria? E foarte renumit. Are un nume, uite, în clipa asta îmi scapă. Ba da, e un om în vârstă, e un om în vârstă și el s-a rupt cu chestiunea asta. Nifon? Părintele Nifon, dar nu cred. Nifon este. E acolo. Altfel îl cheamă. Și el s-a rupt acum. Era renumit un duhovnic foarte bun a Sihăstriei și nu știu cum s-a lăsat el înșelat. El a făcut o mare greșeală, îl bârfea tare mult pe internet, prin tot felul de predici pe părintele Arsenie Boca. Dar nu erau de o vârstă, că nu și-au tras șireturile niciodată. De exemplu, când eu am intrat frate începător în Sihăstria, părintele Arsenie Boca era în ultimii ani de moarte a vieții lui spre final, pentru că în 89, când a murit, de-abia atunci eu m-am călugărit. Și părintele ăsta foarte mult, foarte mult vorbea săracul de rău de el și adică chiar așa spunea, că de ce nu s-a smerit Arsenie Boca, că de ce nu a ascultat de biserică, că de ce nu a ascultat de arhierei și uite taman lui i-a picat greșeala asta să treacă prin ispita asta, foarte renumit de la Sihăstria, dar în clipa asta am spălare de creier, nu mi-aduc aminte. Nicio problemă. Dacă vă amintiți, dacă mi-aduc dacă aminte, o să vă spun, da, și păcat, e niște preoți extraordinar de buni, dar uite, dacă Satan așa băgat, coada, a reușit să strice treaba. Părintele Ieronim, cred că a făcut un pic din hazard, s-a lăsat și el antrenat de alții și uite că s-a născut greșeala, păcat că biserica are nevoie, cum spune Scriptura, secerișul mult și secerătorii puțin, dar când Satan înșală un secerător, e mai periculos decât când seamnă neghină. Are următoarea situație, o rudă apropiată are probleme psihice și ține toate posturile și zilele de post, dar nu se spovedește și nici nu se împărtășește. Zice că nevrednică deja de mulți ani. Cum s-o ajut? Da, sensibilă treabă. Acum, depinde cât de grave sunt problemele psihice. În general, problemele psihice trebuie să fie și tratate medical. Adică, în momentul în care este cineva care are probleme de sănătate și suferă psihic, este bine, pe lângă postul și rugăciunea pe care o face, să consulte și un medic și să facă tratament în funcție de gravitatea sau de boala respectivă, ce tip de boală psihică este, pentru că s-ar putea, într-adevăr, chiar dacă se roagă și postește și se nevoiește din punct de vedere bisericii spiritual sufletește, tocmai faptul că suferă psihic să nu lase să înțeleagă până la urmă, să meargă cu lucrarea duhovnicească până la capăt. Să aibă această îndoieli, pentru că nu ajută mintea și este complexată. Nu se simte vrednică. Este un aspect așa de om, până la urmă, pesimist, negativist și care toate le vede cumva negativ. Și lucrul acesta nu ajută spiritual, pentru că în loc să-ți deschide inima și rugăciunea ta, postul tău, să fie încununate cu o spovedanie și împărtășanie care aduce bucurie și fericire, din contră, să se adâncească tot mai mult în tristețe, în supărare, în desnădejde și, Doamne ferește, se poate întâmpla ca celor să fructifice stările de genul acesta și să se ajungă și la acțiuni necugetate cu final tragic. Nu mai zic ce, dar cred că se subînțelege. Deci zic că trebuie și tratament psihiatric și atunci lucrul acesta cumva îi schimbă puțin modul de gândire, se poate însănătoși din punct de vedere mental și atunci și rugăciunea și nevoința primește o altă stare, o altă dimensiune și fiind mai optimistă, mai curajoasă, mai cu încredere, își capătă un pic de încredere în ea,
poate să ajungă și să se spovedească și să se împărtășească, ca să poată beneficia, nu, din partea lui Dumnezeu, de aceste daruri. Adică până la urmă postești și te nevoiește, nu? Te abții de la mâncăruri. Dar rămâne doar lucrarea ta. Nu lași lucrarea lui Dumnezeu de curățirea păcatelor și de sfințirea vieții prin Sfânta Împărtășanie. Adică te nevoiești tu doar pe aspectul acesta care te trimite până la urmă la un gen de tristețe și nu lași să vină de fapt binecuvântarea lui Dumnezeu și bucuriile lui Dumnezeu prin tainele pe care El ți le pune la îndemână. Și atunci cred că mintuca aceasta trebuie ajutată și cu medicamente ca să fie puțin mai optimistă și să nu mizeze doar pe aspectul acesta al nevoinței fizice. Vă întreb în felul următor. Părinte, cum să procedez dacă eu postesc, dar trebuie să merg cu firma unde lucrez la masă? Șeful vrea să fie toți prezenți. Probabil e din diaspora și șeful insistă să fie toți prezenți ca un exercițiu de team building, știți, de coeziune de grup, probabil. Asta e scopul. Nu e nicio problemă. Aici e o chestie foarte interesantă. Putem face și varianta lumească și varianta duhovnicească. De exemplu, la o masă, probabil că nu se discută problema mâncării la masă, nu se pune problema afacerilor sau proiectelor de viitor și nu o să fie nimeni atent la ce mâncăm și la ce nu mâncăm acolo când suntem prezenți la masă. Adică eu pot să pun mâna, de exemplu, dacă am și brânză sau ce elemente de dulce, dar să nu le mănânc, dar să mă fac că mănânc sau că sunt prezent acolo în partea culinară a problemei. Dacă, și aici mă reîntorc la varianta duhovnicească, dacă nu se poate și sunt constrâns să fac lucrul acesta, atunci mănânc ceea ce mi se oferă să mănânc și acasă continui nevoința și postul în pătresica mea fără să deranjez și fără să încurc pe nimeni. Da, a fost și în viața Sfântului Paisia Gherit, a fost un moment când a fost invitat la o sinaxă ceva, un eveniment din acesta cu mai mulți părinți din Sfântul Munte și s-a servit carne, deși na, unii țin, unii nu țin. Și toată lumea murmura așa și aștepta să vadă ce face marele Paisie, marele nevoitor. Știți că era deja să mă... Și s-a smerit și a mâncat de față cu ei. Știu, bucățica de carne ca să smerească. Și foarte frumos consemnează acolo cine a scris cartea. Cine știe după aia ce nevoințe și-a luat părintele asupra lui ca să compenseze cumva actul de smerenie până la urmă. Că ce era să facă el pe apostitor? Domnule, ce mi-aduceți mie carne? Dă-mi o barabulă. Adică Corect. Și plus, să nu uităm și de aceea chestie. Și asta se întâmplă. Te duci la o masă, nu? Și la masa aceea sunt tot felul de alimente, probabil din partea cuiva care nu știe foarte bine rânduiala postului. Dar să nu uităm că el pregătește ceea ce pregătește cu toată dragostea și omenia. Și legea dragostei depășește legea nevoinței. Legea dragostei, adică să iau tot ceea ce mi se oferă prin jertfa și dragostea celui care le-a făcut, iar apoi legea nevoinței să o continui la mine acolo unde nimeni nu știe ce fac și cum mă nevoiesc. Are următoarea situație. Mă încurc mai tot timpul la rugăciune și nu știu cum să mă mai rog. Toate rugăciunile sunt scrise în cărți de genul masculin. Ar trebui să mă rog așa sau la genul feminin? Toate rugăciunile astea care sunt spuse la genul masculin se referă de fapt la suflet. Sufletul în limba română este genul neutru și atunci când spune suflete al meu e la genul masculin. În limba grecească sufletul este feminin. Așa este la genul ăsta. Deci când faceți rugăciune să vă gândiți la sufletul dumneavoastră. Că spune eu păcătosul, sufletul meu păcătos. Ăsta este unul. După aceea, cu risipirea minții, să știți că trebuie să luptăm toată viața. Sunt oameni care nu își găsesc, ăsta, cum îi spune, reculegerea totală a minții în rugăciune foarte mult timp. Și sunt oameni care o prind într-o anumită perioadă și după aceea o pierd. Lucrurile cu rugăciunea nu stau niciodată că, vai de mine, ne-am așezat la rugăciune și de aici gata, totul merge la perfecție. Mintea e perfect lucidă, ăsta cum îi spune, gura se poate ruga, sufletul se poate reculege, trăim starea de pocăință, trăim starea de smerenie, trăim starea de dragoste. Pentru lucrurile astea se muncește. Și se muncește cu fiecare rând citit, cu fiecare Doamne Iisuse spus, cu fiecare nevoință, cu fiecare zi de post ținută, cu fiecare om pe care l-am iertat, cu fiecare bârfă pe care am evitat-o.
Și astea ajută rugăciunea. Faptele din timpul zilei, cu fiecare milostenie făcută, foarte important, că în primul rând, milostenie este cea care deschide ușa cerului și ușa rugăciunii și aduce umilința în viața noastră. Umilința aia duhovnicească, nu asta când ne umilește cineva. Și faptele pe care le facem bune ajută starea de rugăciune. Un pic de post, un pic de milostenie, un pic de îngăduință, un pic de vorbă bună, toate faptele astea ajută starea de rugăciune. Și să vedeți, de exemplu, când faceți o milostenie cuiva, în ziua aceea vă puteți altfel ruga. Dacă nu vă gândiți că, băi, am făcut mare lucru, că am făcut milostenie. Dalina vă întreabă în felul următor, nu este riscant pentru cei ce fac yoga și merg și la biserică concomitent, că se riscă ca starea păcătoase care iese la suprafață să ajungă probleme de conștiință, subconștient, și omul să nu mai aibă acces la problemele ce țin de conștiință? Adică cumva aș... Deci, da. Eu înghivesc. În momentul în care faci, vrei să faci tu yoga creștină, că tu, de fapt, yoga e doar o tehnică și doar psihosomatică și nu, doar somatică, pardon, psihosomatică, doar somatică. Doar, bă, doar mă învață să respir și să mă ajută să mă destind. Și eu crești în Hristos, eu un ghiveci și care nu duce amântuire. Pentru că am spus, yoga nu e doar tehnică somatică, e o tehnică psihosomatică. Și în momentul în care tu stai destul de mult în pozițiile respective și pui destul de mult suflet acolo, mintea ta începe să se așeze într-un anumit fel, care nu este felul pe care Sfânta Tradiție ne învață să-l facem, să-l avem pentru a sta în fața lui Hristos. Deci, dacă n-am avea mătănile, aș spune, nu care aș spune, că n-aș spune nici așa, dar bă, vrei să faci ceva și cu trupul tău ca să stai în fața lui, fă mătănii. E adevărat, unii putem să fim mai grăsuți. Nu-i nimic. La început facem 5-10 mătănii. Da. Și stăm în genunchi 20 de minute sau 5 de câptem și restul stăm jos. Încetul cu încetul o să mai dăm jos burtica din motive de post și de ajunaj și de credință și o să începem să facem mai mult și o să vedem că nu avem nevoie. Noi în spiritualitatea creștină, în tehnicile creștine de rugăciune, nu ne lipsește absolut nimic. Nu avem nevoie de nimic, dar de nimic, nici din cabală, nici din islam, nici din yoga. Le avem aici absolut tot ce ne trebuiește. Și în momentul în care încercăm să ne apropiem de cealaltă, cum sunt eu, că m-am specializat, v-am spus așa ceva, dacă încerci să le impropriezi, fără, dacă încerci să le impropriezi, vezi că, de fapt, de ce să le impropriezi? Deci, de ce să fac eu, de ce să voc eu numele în stilul musulman, că există în sufism musulman niște tehnici acolo, când am pe Doamne Iisuse și care îmi spune foarte clar, sunt învățat de toată filocalia, Doamne, de cum trebuie să spun, cum trebuie să respir, la ce trebuie să mă gândesc. Deci ce să mă iau de la islam, de la musulman? Da. Sau să am puterea numelui care este în cabala profetică. De ce să iau de acolo? Sau în yoga? Dar de ce să fac eu? De ce să stau 7-5 ore sau jumătate de oră în poziția, în diverse asane, când pot în jumătatea de oră să stau frumos în rugăciune? Să iau o psaltire, să citesc la psaltire. Sau cabala macidom sau un acatist. Da. Nu sunt deloc de acord cu nimic. Nici măcar nu sunt de acord cu practicarea rozariului de pildă. Da. Dar de ce să fac chestia asta când am în tradiția ortodoxă ce să fac? Bun, seamănă, când spunea cineva, că seamănă foarte mult bogorodnicina rânduiala Sfântului Serafim de Sarov cu rozariul. Bă, ok, eu dar sunt Serafim de Sarov, măcar nu sunt ortodox. Exact. Că poate că și eu au avut influențe, da, dar eu iau chestia asta pe sunt ortodox. Nu vreau să o iau pe rugăciunea pe cultul inimii lui Iisus sau cultul numelui lui Iisus, cum este el practicat în spațiu. De fapt, sunt două întrebări, parcă. Ea spune în felul următor. Țin post și uneori mă mai gândesc la ce aș mânca de dulce. Este păcat? Și totodată... De ce nu este păcat? Că nu poți opri gândul și pofta. Acum, Dumnezeu nu-i Maria Egipteanca. Dacă se gândea Maria Egipteanca în pustia Iordanului, după 40 de ani de pustie, păi, ce aș mânca un cotlet de porc. Era păcat pentru ea, dar nu pentru Maria, Doamne iartă-mă. Păi dacă ține post și o femeie de oraș, care își duce traiul de zi cu zi, păi normal că mintea mea, că dracu o ispitește. Problema este să nu pice ispitei să meargă să gândească să mănânce mâncarea care îmi vine prin cap. Da. Că nu-i păcat ce gândești că ai mânca, ci-i păcat ce bagi în gură până la urmă să mănânci. Da. Că acum noi sigur că suntem ispitiți, nu?
Că și eu poate la jumătatea postului mă gândesc, bă, ce poftă am de, de nu știu ce mâncare bună, de o brânză, de o, un caș pane sau știu eu. Păstră prăjit. Un păstră prăjit și încă nu-s florile și, băi, ce aș mânca? Băi, dar pe acum mai mare e plata dacă te lupți cu gândul, decât, cum zicea multă lume, păi părinte, degeaba sunt post dacă îmi stă mintea la mâncare. Păi tu mai... Am auzit și eu treaba sau îndemnuri de astea. E, păi dacă ți-i poftă, ia și mănâncă. Ce post e ăsta? Da. Tocmai ăsta e postul, să lupți. Adică normal că treci pe lângă o șaormerie și ți-a mirosul mințele, dar te lupți, nu? Asta e, acolo e răsplata. Și următoarea întrebare, este păcat să fumeze când ține post? Da. E păcat, sigur. Și știți de ce e păcat? Acum țigara e de post, că nu-i carne. Da, de ce e păcat? Mă, asta e o patimă ușoară, e o patimă fără nicio... Ai, mă, înțeleg, mă, te luptă curvia. Curvia ține de trup, mă, poftele, nu știu care, judecarea, mânia, știu eu, mă, ăstea sunt patimi grele, dar fumatul. Păi cum te-ai apucat? Așa te poți și lăsa, Doamne, iartă-mă. Acum, sigur că lupta cu fumatul e foarte grea, eu înțeleg și pe fumători. Dar dacă vrei să ții un post, hai bine să ții. Că până la urmă zice Dumnezeu, bă, dar ce-o trebuie să te apuci de fumat ca să nu poți ține postul? Că e greu, e greu. E ca și patima desfrânării, că și aia și, fumat, și fumatul te luptă. Dar e păcat. Acum că poți ține post, poți să te lași de fumat, e perfect. Să fie un post mai complet. Sau, nu, dar normal e păcat să fumezi, nu, că eu... Da. Știi? Adică degeaba tu postești de carne și bei ca porcul și te înveți. Că trebuie să te poți și de băutură. No. Că și băutura e de post. Dar nici ea nu conține carne, lapte, brânză, ouă. Măcar nu te înveți, te amețești. Tot e nevoință așa. Dacă ții poți și de băutură trebuie să te lași. Și de fumat. Sigur. Sigur. Mai glumim ca să destindem. De agrofobie și nu prea pot ieși în societate, mă sperii, parcă sunt sălbatic. Nu m-am spovedit de peste 12 ani, poate mai mult. Ce sfat îi puteți da? Agrofobia este într-adevăr o boală și este foarte... Da, bineînțeles. Știți cum? Suferințele și bolile și astea există, chiar dacă ele nu sunt, n-au denumire. Fiecare tulburare sau fiecare suferință a unui om este un necaz și este o boală și este o tulburare și este o suferință, chiar dacă nu are o denumire. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că Dumnezeu este pretutindeni. Asta trebuie să fie convingerea noastră. Și că El vă păzește și că El vă ocrotește. Atât. Puteți să începeți de la rugăciunea Înger, Îngerașul meu. Și o spun cu foarte mare sinceritate. Totdeauna fii cu mine și mă învață să fac bine. Și când stați lângă oameni, obișnuiți-vă să nu intrați în jocul ăsta social foarte profund. Să chiar să credeți că trebuie să faceți orice ce vedeți în jur. Obișnuiți-vă să stați, să tăceți, să zâmbiți, să spuneți da, așa este, da, e foarte interesant, da, e foarte bine ceea ce spuneți. Și deodată o să vedeți că frica aia pe care ați avut-o dumneavoastră nu vine așa cu niște cerințe din partea oamenilor care, vai de mine, vor de la mine cerul sau vor de la noi niște strictezi din astea nemai întâlnite. Nu. Oamenii sunt foarte sofisticați în aparențe, dar în suflet sunt foarte simpli. Au nevoie de o leacă de liniște, au nevoie de o leacă de dragoste, au nevoie de o leacă de pace, au nevoie să nu prea fie contraziși. Puteți să deveniți un om chiar foarte social, vă spun. Da. Începeți cu rugăciunea și plecați întotdeauna în întâlnirea cu societatea, cu oamenii, cu orice ar fi, chiar și un om care vă ceartă. Spuneți așa, da, așa este, ai dreptate. Uite, am să caut să mă îndrept. Am realizat că ai dreptate. Și o să vedeți că fiecare om devine un mielușel în prezența dumneavoastră. Atâta tot. O leacă de rugăciune. Faceți seara acoperământul Maicii Domnului și Psalmul 90 și ăsta, cum îi spune, canonul la Îngerul Păzitor. Și când ieșiți, spuneți totdeauna Tatăl nostru și Îngerașul. Că oricât, deci dacă aveți 70 de ani, tot Îngerașul să spune. Gabriela, mai departe, spune felul următor. La venirea Luminii Sfinte, unii o văd, alții nu. Dar toți se bucură foarte mult
dar toți se bucură. Foarte mici, foarte mult cei care o văd pot considera că au avut parte de vederea luminii necreate. Și totodată norul din Tabor vă întreabă care este. Este o minune. În primul rând, și Sfânta Lumină, și norul de pe Tabor, și schimbarea cursului apei de la Iordan sunt minuni. Și la un moment dat spunea cineva foarte bine, dacă vrem să intrăm în taina lui Dumnezeu, o facem pe propria piele, pentru că încercăm să găsim tot felul de răspunsuri la tainele lui Dumnezeu și ne adâncim în și mai multe întrebări. Părerea mea personală, posibil, cu siguranță nu să fie foarte mulți de acord cu ea, este să ne bucurăm că ele sunt prezente în viața noastră și să ne bucurăm că ele sparg zidul rațiunii noastre și că ne lasă câteodată atât de perplexi, să zicem așa pe românește, încât nu mai găsim argumente în fața lor. Eu am aflat o chestie foarte interesantă. Știți foarte bine că în Ierusalim este în intrarea în Templul Sfântului Mormânt este acel stâlbe pe iată crestat de sus până jos, atunci când ortodoxi au fost izgoniți de armeni, mi se pare că și-au făcut liturghia în afara Sfântului Mormânt și este acel stâlp brăzdat când a coborât Sfânta Lumină. Alături de acest eveniment era un soldat musulman, da? Un soldat musulman care în momentul când a văzut că Sfânta Lumină a brăzdat acest stâlp de sus până jos, a spus clar, și eu cred în Hristos. Și fratele de armă în clipa următoare l-a decapitat. Și el a devenit mucenic, sfânt mucenic prin botezul sângelui și sfintele lui moaște sunt undeva în Ierusalim la o biserică și sunt izvorătoare de mir. Adică aceste minuni, această taină al lui Dumnezeu nu are o explicație la modul la care o căutăm noi astăzi. Ba mai mult decât atât, explicația trebuie să vină tot la momentul când Dumnezeu vrea să ne o ofere, pentru că atunci are forma cea mai completă și cea mai folositoare pentru noi. Dacă noi o căutăm la modul când noi ne plictisim sau vrem să mai aruncăm, avem așa o curiozitate ca la Wikipedia sau ca la Google, o să avem surpriza că o să ne afundăm în și mai multe întrebări în care răspunsurile o să fie din ce în ce mai puține. Exact. Asta este stâlpul, nu? Exact. Ortodoxi au fost opriți de a sluji slujba învierii la Sfântul Mormânt și de atunci le-a trecut pofta altora de a strica rânduiala. Dana vă întreabă felul următor. Ce să fac eu când iau vina asupra mea și încerc tot iertare și cea care mă tot învinovățește se tulbură, se mânie și nu mai vorbește pe roadă deloc cu mine? Ce este asta? Este smerenie sau nu? În primul rând, noi trebuie să ne împăcăm cu noi înșine, așa spune Sfântul Isaac Sirul. Împacă-te cu tine însuți și se va împăca cu tine cerul și pământul. Că ceilalți au o atitudine contrară sau că ceilalți nu sunt pe placul nostru sau nu se liniștesc, este treaba lor. Noi trebuie să avem conștiința curată și să facem ceea ce ne stă în putere, să iertăm din toată inima, pentru că așa spune Mântuitorul Iisus Hristos, de nu veți ierta voi greșelile aproapelui vostru, nici Tatăl vostru din cer nu va ierta greșelile voastre. Și de aceea de multe ori suntem tulburați, pentru că nu primim iertarea desăvârșită de la Dumnezeu, pentru că nici noi nu am iertat desăvârșit și n-am iertat din inimă. Când se mai păstrează acolo încă niște mici urme de răutate, de ținere minte a răului, de mândrie, de cârtire și așa mai departe, înseamnă că nu este o iertare care să uite tot și care să aducă liniștea și pace. Deci, în primul rând, trebuie să ne împăcăm cu noi înșine, să iertăm noi curat, iar dacă noi vom ierta cu adevărat din suflet și cu toată inima, vom vedea că vom înmuia și inima celuilalt, pentru că dragostea și bunătatea și iertarea și smerenia sunt virtuțile care copleșesc și sufletul celuilalt. Și la un moment dat va veni poate singură să-și ceară iertare și să se liniștească. Dar este nevoie și de răbdare. Da. Bun, mai departe, Mihaela vă întreabă în felul următor. Părinte, la judecata particulară și cea de obște, se spune că se deschid cărțile și toate faptele oamenilor se vor vădi. Se vor vădi și faptele pe care le-am spovedit? Ne spune Sfântul Nicodim, a ioritul păcatele care au fost spovedite, iertate și dezlegate, pentru acelea nu ne va mai cere socoteală Dumnezeu. De aceea este atât de importantă taina spovedanii, pentru că ele ce,
cum spune acolo în cântarea de la Postul Mare, rupe zapisul păcatelor mele. Deci iată, și avem mărturie la viața Sfântului Vasile cel Mare. Când o femeie, făcând niște păcate mari, grave, nu avea curaj să le mărturisească și le-a scris pe o hârtie, a împăturit hârtia, a sigilat-o și s-a dus la Sfântul Vasile cel Mare și a spus: Părinte, dacă Dumnezeu cu adevărat mi-a iertat păcatele, roagă-L, pentru că mi-este rușine să le spun, le-am sigilat aici, roagă-L dacă mi le-a iertat să le șteargă când deschid hârtia să nu le mai găsesc scrise. Și bineînțeles, Sfântul Vasile cel Mare se smerește și îl trimite la cuviosul Efrem Sirul în partea Siriei. Efrem Sirul, când aude de acest lucru, se smerește și el și îl trimite înapoi la Sfântul Vasile, spune numai el te poate rezolva și numai el te poate ierta. Și când ajunge înapoi la Sfântul Vasile, Sfântul Vasile deja era adormit, deja era în sicriu, deja se făcea slujba și o femeie vorbește cu un preot și spune durerea ei. Și spune preotul, ia și pune hârtia pe mâinile Sfântului Vasile cel Mare și roagă-te. Și se roagă femeia și când ia bilețelul, păcatele sunt șterse, foaia albă ca zăpada, cum spune Psalmul 100, stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă voi și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Deci ele se șterg toate. Nicoleta mai departe are următoarea întrebare. Părinte, unul dintre soți a încălcat taina căsătoriei și nu vrea să spovedească păcatul, celălalt vrea să-l ierte, nu vor să se despartă, dar dorește să trăiască în curăție trupească. Este păcat? În traducere simplă, Ion o înșeală pe Maria. Da. Maria află că Ion a înșelat. Îi cere lui Ion să se spovedească, Ion zice că nu-și duce la popă ce să-i spune ea. Da. Atunci Maria nu mai vrea să trăiască conjugal cu dânsul, dar zice că le iartă. Da. Din punctul meu de vedere, așa cum s-a așezat acolo întrebarea, nu este o întrebare, acolo este o durere. Dacă îl ierți pe cineva, îl ajuți să se curățească de păcat. Ori dacă cineva poate că a greșit, trebuie să-l convingi tu însăți sau tu însuți că spovedania este calea de a îndrepta greșeala față de Dumnezeu. Pentru că față de ea sau de el lucrurile deja sunt cunoscute, din câte înțeleg acolo, în ghilimele, spovedania s-a făcut. Al pedepsi prin tehnica pe care a zis-o, pentru că el nu se spovedește, este de fapt un alt mod, un mod ascuns de a pedepsi pentru ce a făcut. Ceea ce a spus doamna acolo nu trebuie să se aplice. Ea trebuie să meargă să se spovedească, să se roage și rugăciunea ei să fie îndreptată către Dumnezeu pentru ca și soțul ei să scurețe păcatul. Iar el, dacă este un om cinstit și dacă a greșit doar și n-a devenit pătimaș și greșește în continuare, dacă este un om cu decență față de soția lui, poate fie și pentru rugăciunile dese și îndemnurile dese va alerga la un preot. Și eu cred că harul preoției și harul din taina Sfintei Spovedanii îl va întoarce pe el de la păcat, îi va curăți păcatul și vor putea avea o casă creștină pe mai departe. În rest, ceea ce înțeleg eu este că doamna nu mai vrea să trăiască cu un om care a rupt până la urmă harul căsătoriei prin adulter, până când nu se curăță de păcatul pe care l-a făcut, astfel încât ea să nu se unească cu adulterul și să devină și ea o păcătoasă. Da. Cred că o bună comunicare între soți și o bună comunicare între soț și preotul duhovnic poate aduce iertarea și pacea în casa aceea. Dar să nu exagerăm, pentru că o îndepărtare a soției de soț poate să-l împiedice pe acesta în timp să se îndepărteze de păcatul în care a căzut. Mai departe, Costin vă întreabă în felul următor.
Părinte, am cartea Istoria Secretă a Cavalerilor Templieri și scrie că Iisus a murit la Ierusalim la 7 aprilie, în anul 790 de la întemeierea Romei și așa mai departe. Ce părere aveți despre astfel de scrieri, părinte? Că sunt oameni care le citesc, care le studiază, care le... Bun, dar domnul, de unde crede că e autentică cartea respectivă? Unde, așa cum noi, Evanghelie de la Qumran, de unde știm că sunt autentice? Da. Nu, hai să povestim. Hristos a murit în anul 790 după... Eu am zis și mai zic, diavolul are puterea de a ispiti lumea în fel și chip. Probabil că i-a cerut lui Dumnezeu să scrie și Evangheliile și Biblia, să fie, aibă multe, multe subînțelesuri, multe neconcordanțe scripturistice, tocmai pentru a putea avea și prin această cale puterea de a duce la pierzare. Că dacă n-ar fi vrut Dumnezeu, ar fi fost scrisă Biblia motamo, clar, fără dubii. Și atunci n-ai mai putea deveni sectant care cu Biblia în mână să merge în iad și totul ar fi fost concret. Ce este da, da, ce este nu, nu. Dar iată că Dumnezeu îngăduie că această Biblie să n-aibă anumite concordanțe istorice, în primul rând pentru că nu este mântuirea istorică a lumii, ci mântuirea poporului evreu. Și mântuirea lumii, nu e vorba despre problema culturală istorică, ci e vorba despre problema mântuitoare a lumii în Scriptură. Și diavolul a putut, de exemplu, și lucrările apocrife, evangheliile apocrife. Noi nu avem certitudinea că au fost scrise de Iuda, scrise de Toma, de nu știu mai care, de... au putut fi scrise de gnostici în secolul 2, lăsate acolo. Hai să fim serioși. Da, pe ele au fost triate, au fost triate prin secolul 6, parcă, destul de aproape de momentul respectiv, de Sfântul Atanasie cel Mare, parcă, nu știu, sper să nu greșesc, îmi cer scuze, nu când s-a constituit indexul, condicele Sfintei Scripturi, cele 66 de cărți. Da. Da? Că erau foarte multe cărți care circulau, cum spune Sfinția voastră, și atunci au fost verificate și celelalte care erau cumva apocrife și s-a tras concluzia că nu erau... Sigur. Cum spuneam adineauri. Și atunci se încerca infiltrarea prin diferite scrieri pentru a justifica, de exemplu, o anumită sectă sau o anumită ramură care vrea să justifice monofizismul. Băga, făcea, compuneau o evanghelie al nu știu cui și inserau pe acolo niște texte astfel încât să aibă după aia justificare că vezi, Doamne, uite, în Evanghelia apocrifa lui nu știu care și de aceea s-a stabilit acest canon al Sfintei Scripturi. Ca lucrurile să fie destul de clare și de concis. Vă întreabă cum să procedăm pentru a nu judeca pe ceilalți? Care este diferența dintre a avea o părere despre cineva și a judeca pe respectiv? N-avem voie să avem nici părere, nici judecată. Când am văzut judecata, era un părinte la pustie care spunea așa. O văzut pe cineva judecând și zicea așa, că sunt într-un păcat și a zis, Doamne, astăzi cad el, mâine am să cad eu. Întotdeauna să ne gândim că noi nu suntem sfinți. Noi întotdeauna să ne gândim, că dăm Doamne, așa spune și Sfântul Efrem Siru. Dă-mi, Doamne, să-mi văd păcatele mele și să nu judec pe aproapele meu. Ce vrea să arate aici rugăciunea și arată, de fapt, că noi judecăm pe ceilalți când nu ne vedem păcatele noastre. O altă rugăciune spune așa. De păcatele, fratele meu, am râs și ale mele păcate nu le-am avut în socotință, nu m-am gândit la ele, nu le-am numărat. Sunt nenumărate păcatele mele. Nu le-am făcut evidență. Iar Iisus Hristos spune așa. Pentru ce vezi tu bârna din ochiul fratelui tău, paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău, tu nu o iei în seamă? Cum vei putea
să scoți paiul din ochiul fratelui tău dacă nu ai scos bârna din ochiul tău. Ce înseamnă lucrul ăsta? Noi dacă observăm ceva, dacă ajungem la anumite concluzii, dacă avem o anumită părere, dacă avem o anumită judecată, nu înseamnă că l-am și îndreptat pe omul ăla. Dacă reușim să-l îndreptăm, da, am câștigat un suflet. Dar dacă nu, ne-am pierdut și pe al nostru și îl tulburăm și pe omul respectiv. Trebuie să vedem dacă părerea noastră ajută cuiva. Ne ajută nouă? Dacă ne ajută nouă, da, e foarte bună. Dacă ne ajută nouă, sufletește. Cum zicea părintele al din pustie, uite, au părere. Da, Doamne, văd că o greșit omul ăla. Dar îmi aduc aminte că și eu sunt plin de greșel și dacă chiar dacă nu sunt plin de greșel, cu siguranță voi greși și eu. Și atunci gata. Și-o izbăvi sufletul omul ăla. Ajută celui din fața noastră? Dacă ne dăm cu o părere și spune, băi frate, n-ai făcut bine chestia asta. Uite la ce te poate duce. Aia este o părere. Ne dăm seama că l-au greșit. Uite la ce te duce. Am dat un sfat plin de compasiune, plin de iertare, plin de îngăduință, plin de asta, cum îi spune, de un sentiment de pocăință pe care omul respectiv ar trebui să-l aibă. Și atunci, da, folosește. Dacă nu folosește părerea noastră și judecata noastră, cu siguranță dăunează. Bun, ne apropiem încet, încet de final. Mai sunt câteva întrebări. Cornel vă întreabă, cum se poate explica faptul că la sectari prezența la biserică sau la casele de adunare este mai mare în comparație cu ce vedem în ortodoxie? Ceva nu este în regulă? Eu nu cred că este mai mare. Da, la fel nici eu. Unde a fost la noi la ortodox, întotdeauna au fost bisericile pline. Eu n-am văzut că ar fi undeva... La noi sunt foarte multe biserici și sunt distribuite, adică, de exemplu, în oraș, știți, adică oamenii au multe locuri unde se ducă la sectar, este o singură casă de adunare într-o comunitate, nu știu, într-un sat, într-un cartier. Și normal că sunt pline, adică iau foarte puține locuri de adunare. De aceea e senzația asta că e plin. Da, pentru că, de exemplu, dacă este vorba de media, aș face aici așa o comparație. Uitați-vă, de exemplu, dacă interesul unui televiziuni, spre exemplu, este de a promova anumite lucruri care sunt în neregulă. Se adună la un meeting 300 de oameni, 200 de oameni. De toate posturile de televiziune, arată, vai de mine că este un meeting și câtă lume este. Dar tot în aceeași zi s-a întâmplat să fie, de exemplu, hramul unei biserici sau mai multor biserici care poartă, știu eu, ca și patron, ca și ocrotitor pe Sfântul din ziua respectivă. Hramul la care a participat mii sau 10.000 de oameni. Acum, dacă ai luat o comparație ce arată pe postul acela, arată, uite ce multă lume aici, că 200-300 de oameni la meeting, dar nu se vorbește deloc că au fost 5.000 sau 10.000 de oameni la slujbă. Deci dacă nu este interesul să se promoveze anumite lucruri care, până la urmă, pentru ei nu sunt importante, dar pentru Dumnezeu sunt importante, atunci se arată ce se vrea. Așa și aici. Nu poți să zici că sunt mai mulți acolo. Te duci într-o biserică și vezi 500 de oameni, 500 de credincioși la biserică ortodoxă. Te duci la o casă de adunare și sunt 150. Deci, vai de bine, dar ce mulți sunt. Pe unde sunt mai mulți? Unde sunt 500 sau unde sunt 150? Știți? Da. Asta nu mă fel de a spune că sunt mai mulți, dar din contră. Știți? Și cum a zis și dumneavoastră, mai este un aspect și practic. Dacă într-o comunitate sunt 4-5 biserici ortodoxe, la care poate sunt 300 de oameni în fiecare și este doar o singură casă de adunare, nici nu poate fi numită biserică. Trebuie să lămurim aspectul acesta. Da, da, casă de adunare. Nu. Biserica din crezul Niceu Constantinopolitan zice că este una. Păi dacă ei nu sunt cu noi și noi suntem biserică, ei n-ai cum să-i numești biserică. Este casă de adunare. Se adună. Deci este o casă unde se adună oameni. Că vorbesc despre Dumnezeu e altă problemă. Dar nu este biserică. Trebuie să înțelegem ce înseamnă biserica ca esență. Biserica este casa lui Dumnezeu. Casa de adunare este casa oamenilor, adică să adună oameni. Dar să nu mai oameni. Nu este și Dumnezeu acolo, pentru că este nici trupul lui Hristos nu este acolo, nici sângele lui Hristos nu este acolo, nici tainele nu sunt taine acolo, pentru că nu este preoție și n-are nefiind preoție cine să sfințească lucrurile și să se săvârșească tainele. Și acolo este doar o casă unde oamenii se adună să vorbească despre Dumnezeu, iar biserica este casa lui Dumnezeu în care oamenii se adună să vorbească și despre Dumnezeu, dar diferența mare care o face? Faptul că oamenii se adună să vorbească cu Dumnezeu. Și aici trebuie să înțelegem valoarea ce înseamnă biserica și ce înseamnă o casă de adunare. Într-o casă de adunare se vorbește despre Dumnezeu și atât, punct.
Iar în biserică se vorbește și despre Dumnezeu, dar esențialul și accentul și importanța cea mai mare se pune de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Și aici este, pe urmă, puterea bisericii, care, repede, este una singură. Deci la protestanți sau alte culte nici nu poate fi vorba de biserică. Spun oamenii așa că așa li se pare lor, că chipurile ar fi, dar nu este biserică, e casă de adunare. În ortodoxie, da, acolo este biserica, pentru că ea este doar una, pentru că dacă n-ar fi așa, nu mai zicem crezul. Adică noi ce zicem cu gura, mărturisim acolo și credem altceva, știți? Este foarte, foarte clar textual și mesajul a ceea ce ne pune înainte rânduiala și textual crezul de la Nicea și Constantinopol. Că biserica este una sfântă, sobornicească și apostolească. Și în aceasta cred și eu și cred și adevărații și bunii creștini care sunt ortodoxi. Da, vă întreabă, vă rog să-mi spuneți cum depășim depresia. Da. Să știți că nici noi, monahii, nu suntem feriți de cum să o numesc eu, de experiența asta, că e o experiență până la urmă. Vă spuneam că pentru mine a fost un proces extrem de greu să mă reașez în noua formă. Și vă zic de ce. Poate că nu e bine să fiu chiar atât de la uite, asta e păcatul sau boala mea, prea sincer. În facultate îmbrățișam pe toată lumea. Și pe colegi, și pe colege, și pe... După ce am devenit călugăr, nu știu de ce, nu știu prin ce fenomen, am renunțat să mai fac lucrul acesta. E bine, nu a fost bine. Nu a fost bine pentru că structura mea psihică, felul meu de a fi, eu sunt un senzitiv, ca să zic așa, trebuie să ating, trebuie să simt ca Toma, necredinciosul. Da. Îmi place să iau oamenii în brațe. Povestesc și în carte că după ce am avut o întâlnire cu părintele Teofil Părăian la Sâmbăta de Sus, în anii studenției, la plecare, când m-am dus să iau binecuvântare, în loc de binecuvântare m-a luat în brațe și mi-am promis eu atunci că dacă voi ajunge vreodată preot, asta am să fac tot timpul, am să îmbrățișez, pentru că oamenii au nevoie de afecțiune și noi avem nevoie de afecțiune și oricât de mult am înaintat în vârstă, rămânem totuși niște copii. Îmi spunea o doamnă în vârstă că sufletul rămâne tânăr și un suflet tânăr are nevoie de atenție, are nevoie de afecțiune, pentru că de aici îți tragi viața și puterea de a merge mai departe. Un om care este în depresie, eu am certitudinea asta, convingerea asta, este un om care nu îmbrățișează și fuge de îmbrățișări. Într-adevăr, Solomon spune, nu, în Ecleziastul, e o vreme să îmbrățișezi și o vreme să fugi de îmbrățișare. Da. Dar e un antidepresiv excelent. Un antidepresiv excelent, îl recomand cu căldură și, bineînțeles, să vă împărtășiți. E forma în care îl îmbrățișați. S-a auzit ultima frază? E forma în care cred că îl îmbrățișăm pe Hristos, nu vreau să Da. Ne lăsăm îmbrățișați și îl îmbrățișăm pe Hristos, Sfânta Împărtășanie. Da. Așa scapi de depresie. Eu am ajuns la o epuizare, nu pot să spun că a fost o depresie, deci nu pot să vorbesc în cunoștință de cauză. La mine a fost un burnout undeva prin anii 2009-2010. Dormeam foarte mult, 14 ore de somn nu mi erau suficiente, eram epuizat, v-am spus, Înalt Preasfințitul m-a trimis să fac aici mănăstire, după care m-a numit și exarh al Plaiurilor Dobrogene, trebuia să merg în inspecție la fiecare mănăstire. Pe la finalul lui 2013 aveam peste 1.000.000 de kilometri parcurși cu mașina, asta însemnând peste 150.000 de kilometri pe an. Foarte mult, foarte, foarte mult. Noi aveam rânduiala de noapte și avem în continuare, ne trezeam la 12 noaptea, terminam la 4 dimineața slujba, dormeam 3-4 ore, după care eram călare pe mașină și mergeam și pentru problemele mele și pentru celelalte mănăstiri.
Și la un moment dat am clacat, pentru că absolut, eu nu sunt în alt preasfințitul Teodosie. Da, el este făcut din alta luat, nu știu, e din altă, nu știu cum rezistă, nu știu cum poate. Asta e, cred că m-am născut obosit, nu-mi dau seama. Suntem altă generație. Asta este. Dar chiar dacă suntem altă generație, dacă avem determinare și hotărâre, zi de zi, în 20 de ani reușești să faci ceva. Da, da, se nu, fiecare suntem cu lucrarea noastră și așteptările sunt pe măsura darurilor. În al preasfințitului Teodosie s-a dat mai multe daruri și așteptările fața lui Dumnezeu sunt pe măsură și de aceea se nevoiește cu atâta dorință și ardoare, pentru că știe că trebuie să mulțească talanții, așa trebuie să luăm și noi exemplu, să mulțim talanții pe care i-am primit. Adri vă întreabă, părinte, cum să putem să evităm a lua din obiceiurile rele ale celorlalți? Uneori sunt din familie sau serviciu. Ați răspuns în principiu la întrebare, dar așa pe scurt, dacă mai puteți spune ceva. Trebuie să fim atenți dacă și în ce măsură suntem legați de anumite relații sau nu. Omul trebuie să fie atent și trebuie să discearnă. Nu ai stipoți despărți de soție pentru că au luat anumite obiceiuri. Cine știe care sunt obiceiurile alea? Nu ai să poți despărți de mamă, de tată, nu ai să poți despărți de frate, de soră, de lucruri de genul ăsta, de unii prieteni. Dar trebuie să avem grijă ca prezența noastră într-o anumită relație, prezența omului într-o anumită, să fie și folositoare. Balanța binelui și răului întotdeauna este în mijloc, între noi și cei de lângă noi. Și acum trebuie să vedem de unde vine influența, dar întotdeauna o să existe. Câteodată o să fim pricină de sminteală noi pentru ceilalți, prin faptele noastre, câteodată o să fie pricină de sminteală ceilalți pentru noi, prin faptele lor. Omul care este în rugăciune și care discută cu Dumnezeu despre toate problemele și spune, uite Doamne, omul ăsta greșește, ajută-mă să nu cad în aceeași greșeală sau ajută-mă să stau lângă el. Și poate să-i fiu de folos, poate o nădejde, poate o umbră de speranță, poate o urmă de nădejde. Ați văzut cum se spune, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu a căzut Lot chiar în mijlocul Sodomei. Nu a căzut. Dar a venit Dumnezeu și l-a scos de acolo. Câteodată Dumnezeu mai și face cernerea și scoate dreptul din cetate și are grijă de cetate. Da. Pedepsește cetatea. Dacă dumneavoastră sunteți în rugăciune și lăsați totul în puterea și în lucrarea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu o să transforme sau o să lucreze această atitudine a dumneavoastră sau oamenilor în general spre binele celorlalți. Și face Dumnezeu binele și prin dumneavoastră și prin ceilalți. Dacă obținem influența și suntem și noi aplecați spre păcatele celorlalți, atunci trebuie să existe o anumită retragere. Că zice Sfântul Isaac Siru, ai grijă! Nu care cumva să te păgubești pe tine sufletești căutând să-l ajuți pe celălalt. Și spune, păi ce facem? Nu mai pun sufletul pentru aproapele meu? Da. Dar doctorii vindecă mai întâi pe tine însuți. Întâi să se întărească omul și după aceea îl poate ajuta pe celălalt. Iisus Hristos i-a ajutat pe toți pentru că el era fără de păcat. Că da, ia caută cineva să ajute, nu știu ce femeie a ajuns în păcatul desfrânării. Păi ajungi și tu mai desfrânat decât ea. Trebuie să fim atenți la lucrurile acestea. Nu ne înhămăm la atribuții și la greutăți care trec de puterea noastră de suportare și de puterea de bine a sufletului nostru. Când îi pierdem și pe noi, îi pierdem și pe ceilalți. La botez, copilul care nu a fost cufundat de tot în apă se consideră nebotezat? Este suficient că i s-a pus apă în creștet din cristelință? Noi am vrea să sistematizăm credința și să spunem aceasta este corect, aceasta este incorect. Cum pot eu să știu dacă l-a ocolit Duhul Sfânt pe acel copil? Când știm foarte bine că au fost situații în care botezul a fost făcut cu câțiva stropi de apă. Să nu ne îndoim de puterea lui Dumnezeu. Sigur, nu toți preoții au calitatea de a boteza sau pot boteza stereotip, la fel.
trei cufundări totale, în fine, 20 de litri de apă. Dar întrebarea în sine, eu pot să-i spun că botezul, eu cred că botezul este valid. Exact. Nu. Pentru că nu, nu facem o magie la botez. Dacă nu l-am băgat 100% în apă sau în schimb, nu încurajez astfel de botezuri. Copilul poate să fie avut o problemă, să fie fost slăbuț, în fine, sunt mai multe cazuri. Botezul prin stropire nu este un botez care se practică în mod curent în Biserica Ortodoxă și, din nefericire, există acum un curent prin care se solicită așa aproape agresiv ca să nu fie cufundați copiii, asta ține de o lipsă de cultură și de o lipsă de credință a părinților. Exact. Cultură pentru că nu știu cum se oficiază botezul ortodox și credință pentru că își imaginează că acolo în cristelniță se întâmplă cine știe ce imersiuni. Dar e când fac baie la copil în băița și câteodată îl mai scapă și îl întorc și ce se întâmplă. Dar în fine, nu intrăm în amănunte. De asta trebuie o discuție separată. Da. Da, așa este. Am văzut și eu tendința aceasta, chiar și în comentarii la clipurile cu botezuri săvârșite corect, adică cu fundări, așa până la capăt, și niște comentarii, efectiv, erau oameni scandalizați, era, mamă, ce brutal, că au agresat copilul, că i-a făcut, că i-a adres. Da, 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 când îl scoate, când îi face cezariană, ce se întâmplă? Exact. Cum îl scoate din pântici? Trage, efectiv. Adică da, când naște copilul ăla, dar de ce nu comentează? Pentru că există o subcultură și o indolență. Subcultură și indolență. Ce îi spui medicului cum să... Sunt niște manevre medicale pe care el știe foarte bine cum să le fac. Dar acești comentatori de duzină, nu vreau să spun mai mult despre ei decât ce am zis. Da, da, da. Pentru dacă... că se interpun în, și câteodată creează o stare de o stare și asupra preotului cu presiuni. Da, tensiuni. Da. Exact, da. Că tot felul de nu spune nimeni nimic, nu vreau să asta necesită o discuție separată, dar da. Decență minimă din partea lor ar trebui să fie. Preotul este foarte conștient, foarte atent. Și cei care vor ca toți preoții să boteze, nu toți au aceea stabilitate de a... Și îmi spun, asta nu-i boteza mai puțin bine, l-ai boteza mai bine, ca și cum face acolo un fel de magie. Botezul este o invocare a Sfintei Treimi, o cufundare a copilului în apă, în fine, este altă discuție. Și atât mai adaug pentru cei care ne ascultă, botezul nu este doar momentul cufundării, mai este ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Da, ungerii sunt. Dar adică... eu înțeleg, sunt cele două, sigur, botezul săvârșit în mod tipiconal implică cufundarea de trei ore a pruncului în cristelniță. Că el este cufundat de plin, că este cufundat parțial. Acest lucru este altă discuție. Ține și de abilitate preotul și de copilul cât este de mare, cât e de... în fine, sunt mai multe lucruri. Da, foarte interesant. Mai departe, Nicoleta, clasica nelămuririi legată de perioada de necurăție. Întâi ea întreabă în felul următor. Părinte, când femeia se află în necurăție, e păcat să meargă la biserică. Am citit pe internet un părinte ce zicea că femeia să nu meargă la biserică, că e păcat. Este corect așa? Acum sunt părinți care spun lucrul acesta. Probabil ați văzut un interviu sau ați citit ceea ce zicea probabil părintele respectiv vis-a-vis de necurăția perioadei în care se poate afla femeia. Eu nu merg pe logica aceasta și nu împărtășesc ideea aceasta. Din contră, eu indic tuturor oamenilor să meargă la biserică. Implicit, bineînțeles, și femeile care sunt în perioada ciclului. Care este logica? Într-adevăr, în biserică nu este voie să se verse sau să cadă alt sânge în biserică. Singurul sânge care este în biserică jertfit este sângele lui Hristos. De ce s-a mers pe logica aceasta ca femeile să nu meargă
la biserică în perioada necurăției a ciclului, pentru că știm că ciclul este nu o necurăție a femeii prin care practic femeia organic elimină niște impurități, un sânge care practic este dat afară. Dumnezeu a rânduit forma aceasta de manifestare a organismului femeiesc. Prin acest ciclu femeia este curățită prin acest sânge de anumite lucruri din organism. Ei, mai de mult, în viața bisericii, femeile, ca și practică religioasă, mergeau la biserică fără să fie protejate. Mai ales la țară, nu se mergea cu o rochie lungă, cu pânzături și unele dintre femei, unele chiar nu purtau nici chilot, nu aveau nimic pe dedesubt decât numai rochia respectivă. Dacă se afla în perioada de necurăție, era riscul, nu, să cadă sângele de la ciclu în biserică, ceea ce nu era corect, nu era frumos și atunci se considera o necurăție și o pângărire a bisericii. Ei, din punctul acesta de vedere, igiena pentru femeile din zilele noastre, clar, este incomparabil mai mare. Sunt protejate cu tampon, cu tot felul de obiecte care absorb sângele respectiv, se poartă și chiloți, se poartă pe dedesubt poate unor și pantalon și apoi rochie, dar oricum protecția este impecabilă comparativ cu ceea ce era atunci. Și atunci nu mai este niciun risc ca sângele nu să pângărească biserica, să cadă jos pe pardoseala bisericii. Și atunci este firesc să se poată merge la biserică, pentru că ea este protejată, dar trebuie să se știe că totuși în această perioadă în care este necurăția fizică, nu se împărtășește femeia, nu sărută icoanele, nu ia anafură sau aghiasmă, pentru că în sine are această perioadă de necurăție. Dar de frecventat biserica și de participa la sfintele slujbe, eu chiar indic, nu este niciun impediment și nici o piedică. Mai mare este folosul să te duci la biserică, pentru că protejezi prin aspectul igienic, nu pângrirea bisericii, dar folosul este mai mare pentru că participi la Sfintele Slujbe și te bucuri de Cuvântul lui Dumnezeu și programul liturgic, decât să stai acasă. Eu consider că mai mult, de fapt, mai negativ este și mai păgubitor pentru tine să stai acasă, neparticipând la Sfintele Slujbe, decât să te duci acolo, că, până la urmă, oricum, Dumnezeu care e pretutindeni, El îți știe necurăția ta, tot în preajma lui Dumnezeu, și sub suflul și prezența lui Dumnezeu ești și acasă. Și atunci ar trebui să stai, nu stai nici acasă, dacă Dumnezeu nu e omul prezent. Dar te duci în casa lui cu umilință și cu smerenie, uite, asta sunt, dar sunt protejată, nu-ți ponegresc și nu-ți pângresc cu nimic casa ta, Doamne, că sunt protejată, dar vreau să mă bucur de Sfintele Slujbe și de programul liturgiei minunat care se săvârșește în casa ta. Și atunci de el, cu siguranță, poți beneficia, te folosești și nu este nici o problemă. Eu pe logica aceasta merg și am toată odihna în suflet că este în regulă. Și ca tot legat de situația asta, ca să încheiem subiectul, mai este o întrebare. Eu am grijă de candele să stea mereu aprinsă și se întâmplă să schimb fitilul sau să pun ulei zi de zi. Pe perioada de necurăție, să nu mai aprind candela? Nici o problemă. Deci, cum am zis, acum puneți mâna pe uleiul și pe fitilul respectiv cu mâinile curate. Știți, necurăția nu iese din degete. Știți, iese prin altă parte a trupului care, cum am zis mai înainte, este protejată din punct de vedere igienic. Deci nu se pune problema. Puteți face și candela, puteți să aprindeți când vi se stinge fitilul, puteți completa cu ulei, deci chiar nu e nicio problemă. Liniștit. Iulian are următoarea întrebare. Părinte, dacă noi credem și în sfinții catolici și în ereziile lor, dar suntem și cu ortodoxia, cum ne va ajuta Hristos în situația asta? Ca un om să fie considerat sfânt, există niște condiții. Și aia înseamnă sfințenia vieții și sfințenia și ortodoxia vieții și ortodoxia convingerilor. De aceea noi pe Augustin îl considerăm fericitul Augustin, nu Sfântul Augustin, pentru că el are o concepție despre har greșită și aia e o concepție despre Dumnezeu și aia este o concepție a lui. El și-a permis să spună ceva despre Dumnezeu care nu este adevărat. Și atunci noi nu avem cum să ne atașăm față de această concepție. El are foarte multe lucruri bune, de exemplu. El are foarte multe lucruri bune și o activitate extraordinară și chiar au făcut minuni și chiar l-a ajutat Dumnezeu. Dar această concepție și această greșeală nu lasă să fie sfânt. Din ce cauză? El a avut un punct în care nu a fost întocmai cu Dumnezeu aici. El a avut un punct care poate. Și dacă noi accentuăm tocmai punctul ăla,
Dumnezeu îl mântuiește, nu avem noi treabă cu asta. Dar dacă noi accentuăm tocmai punctul ăla care este problematic în Augustin sau în Ieronim, și dacă noi îl accentuăm tocmai pe ăla, ăla ne poate duce la pierdere sufletească, dacă îl accentuăm pe ăla. Dacă l-a luat pe fericitul Augustin așa cum este el, da, nu avem nicio problemă, înțelegi? Păi, uite, ia, poți să ai și evlavi la el. Dar acolo, în teologia lui, există un punct problematic. Și din cauză ca oamenii să nu ajungă și să nu consideră ăla, atunci Biserica Ortodoxă zice, nu, nu-l putem considera sfânt. Are o greșeală majoră în credință. Atunci noi îl zicem fericit Augustin, pentru că toate lucrurile din viața lui sunt de folos. Și oamenii pot să aibă evlavile, dar nu pot să aibă încrederea totală, pentru că acolo există un punct care poate să creeze, din astea, cum îi spune, probleme sufletești. Și atunci aici există o despărțire. Dar există sfinți care au trăit în biserica de până la 1054 în apus și care sunt sfinți total cu credința, cu toate concepțiile. Papa Leon cel Mare, Papa Grigore cel Mare, Grigore Dialogul, sunt sfinți, cum îi spune, Irineu de Lyon, Ambrozie de Milan, de Mediolanum, sunt foarte mulți sfinți care au trăit. Deci sunt acum niște sinaxare tipărite de o biserică din Italia, în care arată toți sfinții și vedem sfinți din aia ortodoxi de prin Anglia, de prin Essex, de prin Irlanda, încreștinătoarea Irlandei, toate, care au fost sfinți ortodoși, care nu au avut nicio credință de genul ăsta. Sunt sfinți și ai catolicilor aia, da. Dar după aceea au apărut alți oameni care au avut concepții din astea, care despart. Concepția lor nu se găsește nici în Scriptură, nici în orice alt loc revelat. Noi, femeile, să propovădim Evanghelia și să vorbim despre viața ortodoxă creștină duhovnicească, fără să păcătuim și să intrăm în contradicții cu ceilalți. Păi, aici nu mai e vorba de femeie sau bărbat. La propovădire Evangheliei. Nu e vorba de hirotonia propriu-zis, deci nu e o hirotonie în preot, că acolo e altceva, altă discuție, de ce numai bărbați sunt hirotoniți. A vesti Evanghelia este valabil pentru oricine, cu înțelepciune. Cu înțelepciune. Deci înțelepciunea te face să te adaptezi. Uneori e nevoie să vorbești cu foarte multă blândețe și îngăduință, uneori este nevoie să fii mai aspru. Important este rostul mereu lui Dumnezeu ca acel cuvânt pe care îl spui sau pe care nu îl spui să fie cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Cum spune Mântuitorul, dar se referă la martiri și mucenici, că vă vor bate pe voi în sinagogi, dar când nu vă faceți de la început, nu vă gândiți de la început ce vă spune când va trebui să mărturisiți, că Duhul Sfânt va lucra în voi. Da? Deci asta trebuie să ne gândim cu adâncă smerenie mereu, cu adâncă smerenie. Ceea ce mie cel mai greu și ce cred că impurifică propovăduirea Evangheliei, inclusiv de către mine, este mândria. Mândria respinge. Mă duc, mamă, eu sunt tot deștept, atot puternic, eu stăpânesc Sfânta Tradiție, creează harul mine sau harisma. Și atunci voi toți trăiați, voi toți stați și luați notițe. Eventual stați în genunchi și faceți mătănii. Da. Deci cu adâncă smerenie. Smerenie, smerenie, smerenie și înțelepciune și mereu gândul la Dumnezeu ca să deschid gura sau să tac, așa încât să fiu plăcut lui Dumnezeu. Deci lupta este, în primul rând, trebuie să o duc eu încât eu, exact ce am spus și înainte, asta este un leitmotiv și o să mă auziți mereu spun, încât eu să devin vasa aleasă a Duhului Sfânt. Și atunci, propovăduirea Evangheliei și prin simpla mea prezență se va face în mediul respectiv. Din contră, dacă nu reușesc să fiu și sunt formal creștin, atunci propovăduirea va suna fals. Va fi fals și eu voi fi imediat, inclusiv mesajul meu s-ar putea să fie, deși mesajul e corect, păcatele mele să-l împiedice pe respectivul să vină la Hristos, cu toate că de obicei, dacă nu vrea să vină la Hristos, se leagă de orice. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, oare păcatele mele să-l întineze pe Hristos? Nu, n-ar trebui așa să fie. Eu nu sunt om, nu trebuie să fiu. Ideal este că eu să fiu sfânt, să vorbească doar sfinții despre Evanghelie.
dar nu sunt sfânt și sunt conștient de lucrul acesta și ca atare nu păcatele mele ar trebui să împiedice pe ceilalți să ajungă la Dumnezeu, dar riscul, da? Dacă eu îmi propovăduiesc propriile păcate, atunci da. Dacă eu îmi propovăduiesc propriile erezii sau propriile gânduri, adică am eu niște păreri, nu, atunci, într-adevăr, păcatele mele sunt piedică de potrignire pentru ceilalți. Dar dacă eu mă stărui, să fiu sincer, nu mă întind mai mult decât pot. Deci competența mea, să spunem, dacă mă întrebați pe mine acum, știu și eu că există 8 glasuri, dar fac o vagă distinție între 2, 6 și restul glasului. Chiar seamănă. 2 cu 6. 2 și 6 seamănă, dacă sunt cromatici. Da? Pentru mine sunt vagă distinție. Bă, știu că apărătoare, Doamne, pe 8, mai știu câteva că sunt pe 5, mai știu un Sfinte Dumnezeu pe 5, dar dacă mă pui acum și încântă cineva, nu știu să spun ce glas e acolo. Și atunci nu mă voi întinde să intru într-o dispută cu celălalt despre glasuri. Dacă vom discuta despre Sfânta Treime, da. Și atunci doamna sau domnișoara care a întrebat trebuie să-și verifice mereu competența. Să vadă, mă pricep cât mă lumează Dumnezeu și cam cât mă pricep în zona asta. Da. Adică hai să nu discutăm de pildă despre, dacă nu suntem fizicieni, despre particula lui Dumnezeu, bosomul nu știu care și cuantic, mecanica cuantică și cauzalitatea în cuantică și cum e Dumnezeu prezent acolo. Dacă nu suntem fizicieni, poate suntem fizicieni și ne pricepem prin asta. Da. Să ne gândim cam la ce ne pricepem, să fim smeriți și sinceri. Și acolo și atunci și mesajul nostru va prinde. Dar în primul rând să fim sinceri și smeriți. Următoarea întrebare e compusă din două comentarii. Ea începe așa: smerenia adusă la extrem nu poate duce la o negare a adevărului și la îngroparea talentului și o negare a persoanei? Dacă omul se crede nimic, nu va ajuta niciodată pe nimeni. Cu ce, cum, e nimic, nu poate face nimic. Dacă omul ascultă necondiționat, de ce i-a mai dat Dumnezeu judecata? Păi, haideți să o luăm treptat, da? De la prima. Da. Ce înseamnă smerenie dusă la extrem? Oare există un extrem al smereniei? Hristos, de exemplu, a dus smerenia la extrem? A negat el adevărul? Deci aici trebuie să fim foarte atenți pentru că noi nu înțelegem aceste virtuți. O virtute lucrată nu poate fi dusă la extrem. Cum spune acolo psalmistul David, merge-vă din putere în putere, din treaptă în treaptă. Deci abisul sau adâncul de smerenie este adâncul pe care Hristos l-a arătat și pe care l-a urmat sfinții. Deci nu cum să fie o negare a adevărului, pentru că Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Hristos, Dumnezeu, El este adevărul. Și atunci, smerindu-te, îngroparea talentului și negarea a persoanei nu are nici o legătură. Îngroparea talentului este atunci când tu ești leneș, când nu lucrezi, când nu conștientizezi darurile pe care le-a pus Dumnezeu în tine, dar pe care le-a lăsat în potență ca tu să le lucrezi și să le desăvârșești, atunci, de fapt, tu îngropi talentul când, de ce zice acolo la pilda talanților, slugă leneșă și netrebnică. Pentru ce ai îngropat talentul? Deci slugă leneșă și netrebnică. Și negare a persoanei, păi cum negarea persoanei? E puțin ambiguă întrebarea. Persoana este cea care este creată de Dumnezeu și care are conștiința de sine. Dacă noi suntem conștienți de sine, suntem persoane. Bun. Și partea a doua, dacă omul se crede nimic, nu va ajuta niciodată pe nimeni. Omul care se crede nimic se smerește înaintea lui Dumnezeu, dar ajută pe ceilalți mai mult decât toți ceilalți, pentru că el împlinește cuvântul Scripturii. Și cuvântul Scripturii spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, vedeți, întrebările acestea vin pe fondul necunoașterii Scripturii, necunoașterii Evangheliei și necunoașterii împlinirii poruncilor lui Hristos. Deci dacă vom citi mai atent Noul Testament, vom vedea că Hristos ne îndeamnă și să lucrăm, și să ajutăm, și să fim buni, și să fim milostivi, dar și să fim smeriți, adică să nu ne lăudăm sau să nu ne trâmbițăm pe noi înșine, ci să lucrăm în tăcere și să lucrăm împreună cu El,
împreună cu Dumnezeu, în împreună lucrare. Dacă omul ascultă necondiționat, de ce i-a dat Dumnezeu? Ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu? Oare este o ascultare orbească? Oare ascultare în care nu mai lucrează voința ta? Nu, ci este cu adevărat întărirea voinței tale după voia lui Dumnezeu, cel care vrea binele. Eu vreau ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să ajungă. Și atunci tu îți folosești toată judecata ta să te pui în slujba lui Dumnezeu când ești liber, pentru că păcatul este cel care te înrobește, el este cel care te întunecă și el este cel care îți pierde judecata limpede. Dar în momentul în care te încrezi în voia lui Dumnezeu și te încredințezi lui Dumnezeu, el este cel care te luminează și așa cum l-a creat pe Adam și i-a dat această posibilitate a desăvârșirii fiecăruia dintre noi, Dumnezeu i-a dat această posibilitate să crească în har și în unire cu Dumnezeu, dar nu pe alte căi. Vedeți, asta a fost greșeala lui Adam. El a vrut să fie Dumnezeu, dar fără Dumnezeu, pe o cale lăturalnică. Așa și noi, de fiecare dată când încercăm să ajungem la niște măsuri înalte, mai citim ceva, mai văzut un clip, ne-am dat seama de ceva, mai stăm noi de vorbă cu un guru și așa mai departe și vrem noi să ajungem la niște măsuri înalte, dar fără Dumnezeu și fără Duhul Sfânt și fără puterea credinței, de fapt risipim. Cel ce nu adună cu mine, risipește. Bun, și eu avea și o întrebare bonus. Hristos, când a fost acuzat, a acceptat pedeapsa, dar aș întreba de ce e lovit. Pare că și smerenia și răbdarea au o limită. Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. Dacă am greșit, spunem cu ce am greșit, dar dacă nu am greșit, pentru ce mă lovești? La fel și sfinții mucenici, atunci când erau duși în fața igemonului, ei tot timpul întrebau, oare cu ce v-am supărat, oare cu ce v-am greșit? Noi nu am obstrucționat cu nimic legile statului. Noi suntem cei care ne iubim unii pe alții și ne ajutăm unii pe alții. De ce? Doar pentru că noi credem în Hristos trebuie să fim, să pătimim și să îndurăm atâtea chinuri. Adică, într-un fel, se apărau, dar nu treceau de acest compromis de a se lepăda de credință și de adevăr. Deci mergeau până la punctul în care se apărau, dar se lăsau în mâna și în voia lui Dumnezeu. Părinte, cum își dă seama o tânără că monahismul este calea pe care trebuie să urmeze? N-ai cum, doar prin contagiune. Eu nu mi-am dat seama, eu nu știu, am fost convins, l-am văzut pe Părintele Iustin și m-am contaminat. Am zis, vreau să îmbătrânesc ca el, asta era problema mea. Eu am fost un tânăr bătrân. Eu mi-am pus problema morții de la 16 ani, am poezii scrise despre moarte, despre trecerea în veșnicie și mi-am pus problema sensului vieții de foarte tânăr și căutam repere. Din păcate, cei căsătoriți pe care am întâlnit în anii tinereții n-au fost modele pentru mine, nici măcar și nici profesori, v-am zis, în Cluj au fost câțiva profesori universitari care m-au, Ioanică Junior, care mi-a fost și îndrumător la licență, care m-a fascinat realmente, și în al preasfințitul Bartolomeu Anania, mai era un părinte Șanta care m-a impresionat foarte mult și alți părinți de la facultate, dar întâlnirea cu Părintele Iustin a fost fulgerătoare, a fost electrizantă. V-am zis, 3 luni de zile nu mai știam cum mă cheamă, nu mai știam cine sunt, ca și cum cineva m-a topit realmente din creștet până în tălp și intenționa să mă toarne în alte forme. Asta a fost. De-aia vă zic, nu ai de unde să știi, e contagiune, te-ai molipsit sau nu te molipsești. Nu poți să te duci așa în urma unui deliberări teoretice, unui proces rațional de deliberare. Da. Te-ai contaminat sau nu? La fel ca la însurătoare, să știți. Eu, spre exemplu, în studenție aveam convingerea că într-o dimineață am să ies pe stradă și am să văd pe iubita vieții mele și soția. Adică aveam această convingere. Nu trebuie să o caut, nu trebuie să, nu știu, să-i fac un profil robot, nu. O văd și știu că e ea. Și la călugărie e la fel. De-aia Părintele Iustin
a reușit să construiască la Petru Vodă o pepinieră duhovnicească, pentru că nu doar eu singur am fost contaminat. Da. Au fost zeci și sute, dacă ne referim și la maici și la călugări, de tineri contaminați de acest părinte cu un har realmente deosebit. Te convingea, nu prin cuvinte, repet, dacă întâlnirea cu părintele Arsenie Papacioc a fost un duel de cuvinte, îi puneam întrebări, răspundea, când intrai la el în chilie spunea, hai, atacați, omul după întrebări se cunoaște, dacă sunteți sau nu sunteți inteligenți, atacați, tot timpul spunea, atacați, atacați. Și vorbea socratic, câte jumătate de oră, o oră, nu se oprea, deși picioarele nu-l mai țineau și spunea, uite, nu mă mai țin picioarele, dar creierul îmi zbârnie ca un elicopter. Da. Am scris o carte despre părintele Arsenie Papacioc, anunț acum în premieră că urmează o carte despre părintele Iustin Pârvu. Wow. Deci am scris o carte despre, câte o carte despre duhovnicii mei, părintele Arsenie Papacioc, în altfel este o dosie, și urmează să scriu o carte despre părintele Iustin Pârvu. Așa. Deci dacă părintele Arsenie Papacioc te duelai cu el și povestea că părintele Iustin Pârvu erau tăceri, erau stări, doamna dinainte sau cine era ne-a întrebat de depresie, eu îl suspectam pe părintele Iustin de depresie, deci te băga într-o stare de asta de suferință, parcă avea pe umerii lui, în sufletul lui, tot chinul și tot năcazul, să zic așa, al românului care venea acolo și șoptea în ureche fiecare durerea, fiecare suferința lui. Ăsta era părintele Iustin Pârvu și eu stăteam lângă el și plecam de acolo cu această durere, ca și cum pe umerii lui era toată ortodoxia românească, toată suferința asta. De aceea a fost foarte iubit, pentru că a fost părinte în adevăratul sens al cuvântului. Mai întreabă, doamne, de-astea, dar de ce trebuie să vă zicem părinte? Păi spuneți părinte dacă ne considerați părinți. Exact. Nu e o titulatură. Dacă mă consideri boschetar, zic ce vrei și cum îți vine, că nu se supără nimeni. Da. El era un părinte și pentru mine a fost un părinte în adevăratul sens al cuvântului. Acesta a fost părintele Iustin Pârvu. Iar părintele Arsenie Papacioc, repet, a fost pentru mine o delectare intelectuală și mentală, ori de câte ori mergeam, și mergeam destul de des, cel puțin o dată pe lună, și nu mergeam singur, mergeam cu 30, cu 15 ucenici la părintele Arsenie. Așa se face că am avut suficiente întâlniri astfel încât să pot să scriu o carte despre sfinția sa. Da. Mai departe, Mihaela vă întreabă, părinte, este păcat să-mi cicălesc copiii mereu să se roage? Nu vreau să uite de Dumnezeu. Nu este păcat, dar este o problemă. Pentru că dacă noi trebuie să ne cicălim copiii să se roage, e clar că noi nu i-am crescut în duhul ăsta. E foarte subtilă treaba. Foarte subtilă treaba. Cât sunt copii, trebuie să fie duși tot timpul. O să fie și o împotrivire din partea lor. Deci trebuie duși la biserică, trebuie duși la împărtășanii, trebuie duși la spovedit, pentru că astea sunt, fac parte și din regulile casei. Acum sunt, păi și ce facem? Îi îndoctrinăm copiii? Nu. Ortodoxia nu are zone de îndoctrinare. Zone care desfințează libertatea. Orice copil crescut ortodox, la 18 ani, dacă are chef să poate despărți de ortodoxie, dacă nu are chef poate să-mi de ortodoxie, pentru că așa este. Ea este legată de libertate. Fără nicio problemă. Vedeți, sunt acum, este și un, sunt mai mulți oameni publici care au spus, eu am fost și copil care am fost crescut în Sfântul în altar. Am citit din Apostol, am fost și la seminar, am fost și sunt ateu. Asta arată libertate extraordinară a ortodoxiei. În momentul în care noi nu creștem copiii în rugăciune, e clar că ei au văzut ceva la noi care îi desparte de Dumnezeu. Mai atent trebuie să lucrăm la noi. Mai atent trebuie să lucrăm la noi și după aceea o să învățăm cum să lucrăm și cu ceilalți. Bun. Tot legat de copii, mai sunt două întrebări. Nicoleta întreabă în felul următor. E păcat dacă am obligat băiatul să spovedească un păcat? De fapt, nu știu dacă l-a spovedit sau nu, pentru că nu am intrat cu el la preot. Am și înțeles, am înțeles un sfat că este iute la mâine. Am înțeles ideea, am înțeles ideea. Noi trebuie să ducem copilul la spovedit.
dar nu trebuie să ne intereseze. Noi, în actul ăla, noi nu avem intrare. Mai sunt mame care vin și spun, spune ideea aia. Și eu îi spun, eu vorbesc cu el, nu vorbești tu cu el. Ea spune, spune-i de ceea ce ai spus. Nu, acolo noi nu intrăm, nu avem dreptul. Chiar dacă știm un păcat al copilului, noi nu avem dreptul să intrăm în el, când noi nu-l ștergem așa. Copilul trebuie adus încet, încet, și aia o face duhovnicul, la conștientizarea unor păcate, liberă. La părerea de rău față de unele lucruri, liberă. Și la mărturisirea lor, liberă. Și acolo preotul întreabă. Nu sunt păcate ceea ce considerăm noi că sunt păcate. Noi am vrea să spunem, mărturisește că nu mă asculți. Lasă-l în pace, când o să ajungă el la concluzia că trebuie să mărturisească lucrul ăsta, atunci o să-l mărturisească. Nu trebuie să intrăm în zona asta din ce cauză că îl despărțim, că vine vremea libertății lui. Și v-am zis, ortodoxia nu are metode de a controla mintea. Ortodoxia este libertate totală, pentru că noi nu avem instanțe de control. În unele religii, chiar și cele creștine, diferite de ortodoxie, sunt instanțe de astea de control în care există o persoană sau niște instanțe în astea care sunt atotputernice și gata, de acolo a intrat frica. În ortodoxie nu avem mecanisme din astea să controlăm mintea. Și vine vremea maturității și atunci el vede, păi stai așa, că spovedania a fost o chestie în care eu trebuia să mă reglez de fapt cu mama sau cu tata sau cu societatea. Și atunci el se desparte, care are libertate să facă lucrul ăsta și nimeni nu îl împiedică. Da? Deci noi trebuie să îl aducem doar la spovedit și să creăm această atmosferă de încredere în actul spovedanii și de lipsă de intruziunea noastră în actul spovedanii. Preotul, după ce a dezlegat păcatele cele mai usturătoare și cele mai mari de la un cunoscut al lui, după ce o luat epitrafirul, spune, ce faci, frate? Hai să, nu știu, bem o bere sau nu știu, orice. Întrebare, părinte, multă propagandă anticreștină, mai ales ortodoxă, pe internet. Este util să ne angajăm în dezbateri, contraziceri cu scopul de a lămuri unele lucruri sau pierdem timpul? Mai bine ne rugăm. Până la un punct merită răspuns, ca să nu fie chiar singur, deși evident că mai bine rugăciunea este mai folositoare, liniștea sufletească este mai folositoare decât răspunsul, decât lupta cu necreștinii. O observație pe care am făcut zilele astea de-a lungul timpului, din 90 încoace, am constatat că replice mai inteligente, ca să spun așa, caricaturile, pamfleturile, sunt mult mai eficiente, puternice dinspre anticreștini decât de a creștini. Creștini nu reușesc să fie pamfletari, nu reușesc să dea niște caricaturi, niște replici inteligente. Adică Jesus Charlie, da? Charlie, păi, făceau niște caricaturi acolo, nu inteligente, dar groaznice, dar n-am văzut ceva echivalent a creștinilor contra necreștinilor, contra ateilor militanți sau contra contra anticreștinilor militanți. N-am văzut ceva. Și până la urmă trag concluzia că nu creștinii sunt mai proști, pentru că cunosc creștini de o mare, mare dimensiune intelectuală, nici vorbă. Uite, Părte Stăloaie, de care a spus, Virgil Cândea, mare academician, a fost, Dumnezeu să o odihnească cu drepții. Și, mulți, mulți, și acum cunosc. Dar diavolul e mai tentant și e mai tentant și mai viu între necreștini, da, este pentru ca să dea apă la moară necreștinilor. Da. Așa încât să știm că în momentul în care un om vine și propovăduiește sistematic anticreștinismul, vom avea de a face cu aceste ispite. Noi de fapt ne luptăm cu un diavol sau cu mai mulți diavol care îl inspiră. Nu pot, da. Și acum, și la noi, dacă veți căuta și vă dăm o research, dar bine, la noi ca la noi, mai ales în spațiu francez, găsim lucrul acesta. La noi, noi suntem români și chiar și câte suntem anti, tot morcom suntem așa. Exact. Dar par mai tentanți. Bă, care-ți deștepți? Uite, băia, deștepți, uite ce pole, uite ce versuri fac. Uite, Arie, de pildă.
a convertit pe foarte mulți prin versurile lui. Grigore Denis Nazianz, care a fost și el mare poet și s-a păstrat din poezia lui chiar în imnografia creștină, nu știu să fie avut atâta impact precum a avut impactul versurile ariene. Uite, Luther a convertit la rândul lui multă lume, cum? Prin faptul că a pus pe muzică populară texte creștine, un fel de pricezne, așa. Da. Ori muzica gregoriană, care de fapt te ajută mult mai mult, aia gregoriană clasică, nu aia polifonică, ok, nintr-o amănânte, te ajută mult mai mult la o stare de rugăciune. Cei care vor să știe, să asculte, o să, bine, acum o să fiu acuzat că sunt pro-latin și filolatin. Nu sunt filolatin, ci pro-latin. Hai, luăm altfel. Muzica bizantină a noastră, ascultată, te ajută mult mai mult pentru rugăciune decât dacă asculți muzică populară cu texte. Da. Da, marge de drum, niciun om nu stă și spune drumbuto, nu știu ce spune, că nu știu, nu mi-au plăcut niciodată. Alea sunt, însă, e mult mai tentantă muzica populară. Da, de ce? Pentru că e mai accesibilă. Faptul că e mai accesibilă nu o face să te ajute pe tine să fii mai aproape de Dumnezeu, să-ți așezi mintea mai aproape de Dumnezeu. La fel și aceștia, care sunt anticreștini pe net, dau lucruri mult mai accesibile și care pun rezonabile. Păi spune, bă, unde e Dumnezeu? Nu? Unde e Dumnezeu? Uite că ți arată eu, uite câtă răutate el. Ia uite cum sunt minele alea care vin dinspre Odessa, spre Constanța. Ia uite ce se întâmplă acolo. Uite câtă răutate. Ia uite ce face nu știu care. Uite ce face. Unde e Dumnezeu în toate astea? Și atunci trebuie să venim cu un răspuns care tot din psalm este. Cred că psalmul 73-74, pe acolo undeva trebuie căutat, și spune, se întreabă psalmistul, se întreabă, unde ești Dumnezeu, Doamne, unde ești în toate astea? Unde ești? Că toți ea care o duc, toți ea care te contest, o duc foarte bine. Sunt plini, exact, de rob, boii lor grași, căruțele lor, care lor pline cu bucății, fetele lor frumoase, împodobite ca templu, asta mai de la sfârșit. Așa? Și spune în psalm, acolo, înseamnă ăsta, 73-74, pot fi, ne spune, toate au fost așa până când m-am dus la templu, Dumnezeu. Și acolo, deodată, au dispărut toate aceste bogății și frumuse și inteligența asta spectaculoasă. Când am ajuns în fața lui Dumnezeu, nu a mai contat. Deci cel care intră într-o polemică cu asta, da, merită, dar așa, doar ca să-i arăți că nu este singur deștept. Dar nu o să ajungi la o concluzie, nu o să poți să-l convingi, exact, decât cu rugăciune. Bun, Alex are următoarea nelămurire. De ce unii preoți spun să ne ferim de internet, dar unii dintre ei sau alții dintre ei, sau aceiași, stau pe Facebook și pe YouTube? Foarte bună întrebare. Eu nu sunt dintre cei care spun să ne ferim de internet, doar că, da, dar vezi că aici, să știi că avertizarea nu-i tocmai rea. Pentru că dacă un duhovnic îți spune să te ferești de lucrul acesta, el vorbește și din situația oamenilor pe care îi spovedește și a haosului care se produce de pe urma acestei deprinderi care a luat un contur negativ, da? Pentru că, așa cum am spus, telefonul are în baza lui foarte multe programe pentru acatiste, pentru catisme, pentru filocalii, cărți și așa mai departe, pe care putem să le citim și putem să ne nevoim. Pe de altă parte, în momentul când noi luăm telefonul cu gândul că vom citi un acatist și cumva mergem pe oriunde vom merge, vom avea tot timpul un acatist, dar noi facem total altceva, cumva și ne îmbătăm conștiința și noi ne ducem tot timpul pe partea asta vătămătoare, adică cumva tehnologia se leagă de neputința și de patima din noi și atunci se creează un efect negativ, atunci sfatul este bine primit și atunci e bine să avem momente măcar în care să ne detașăm și să ne nevoim ușor, ușor. E ceea ce spunem pentru fumători. Și spunem așa, dom'le, sunt conștient, fumez cât fumez, 20 de sigări pe zi. Clar că n-ai să poți să te lași pe toate odată, că intră pe fir, intră și sevrajul și nu poți. Pentru că sevrajul acela creează haos foarte mare. Dar lași o țigară deoparte, într-o zi sau într-o săptămână și în același timp adaugi o rugăciune. Și în momentul când ai adăugat o rugăciune peste golul care tu l-ai lăsat, lăsând o țigară la o parte, ce facem? Crește cantitatea de lumină.
Și atunci voința mea ca intensitate crește și mai mare. Ce, ne raportăm aici înapoi la întrebarea aceasta. 5 minute de pauză de internet sau o jumătate de oră sau o oră sau o jumătate de zi, pauză de internet, ce înseamnă? În acest gol pe care îl creez, al deprinderii mele pătimașe, pun o rugăciune. Și atunci rugăciunea cumva umple lumina din, umple sufletul meu cu lumină și atunci fie când mă întorc înapoi spre telefon, mă întorc spre partea duhovnicească a lucrurilor sau fie îmi găsesc o altă îndeletnicire și atunci las telefonul doar pentru strictul necesar atunci când este cu adevărat nevoie. Da, plus că preoții nu au activitatea exclusiv doar online. Ei au venit acolo în online pentru că acolo sunt oameni, adică au venit în întâmpinarea preocupării oamenilor. Dacă oamenii stau 4-5 ore pe zi în online, păi era evident că trebuiau să vină și preoții pentru a oferi o alternativă sănătoasă la această neputință. Pentru că a sta online este neputință, nu este o virtute. Ca să fac o glumă, la un moment dat părintele a fost reproșat la început când am lansat proiectul ăsta pentru diaspora, YouTube și toate câte s-au spus, câte s-au spus părinte, dar cum, da, numai online faci, predicați online, adică ce, ne modernizăm biserica, modernizăm totul. Digitalizăm. Clar, pe lângă o femeie egală, o predică, exact, vine binevenită, pentru că dacă el pică într-un păcat, la un moment dat după aceea se izbește de un cuvânt de învățătură, exact, care îl ridică din păcat. Dar și atunci lupta aceea dintre întuneric și lumină, cu siguranță, are mult mai multe șanse de câștig al sufletului respectiv înspre lumină decât dacă el stă permanent în întuneric și are parte numai de site-uri sau de locuri unde el pică în neputință, exact, și în păcat. Absolut. De aceea e bine să fim cât mai prezenți în online, mă refer ca și membri ai bisericii, de aici inițiativa aceasta 100% laică, în completarea inițiativelor din partea instituțiilor bisericii, dar părerea noastră este că trebuie să fim și mai prezenți, și mai activi, și mai, cum să spun, adaptați și flexibili la modalitatea în care oamenii consumă internet, pentru că nu poți, de exemplu, în 2022, în martie, să începi o conferință, o ceva, o interacțiune cu un preot ortodox, profesor la Facultatea de Teologie, și să treacă 10 minute din live doar citindu-i CV-ul. Adică este ai ratat oamenii, adică oamenii se scârbesc, se plictisesc. Lasă-mă, domnule, că dacă vreau să știu cine este părintele, mai multe, așa, îl caut pe internet. Că dacă aș să ajungă la live-ul respectiv, știe și să caute cine este părintele și cu ce se ocupă, sau ce realizări a avut. De aceea trebuie să ne adaptăm și mai mult, să ne mulăm pe tiparele acestea de consum al oamenilor, adică omul vrea repede informație, rapid, cât mai concentrată, sau măcar să-i dai o linguriță, dacă vrea mai mult, să știe unde să se ducă, să caute, să cerceteze mai profund o anumită chestiune. Clar, de aceea ziceam că ziceam de filmul despre viața Sfântului Nectarie, că ar fi minunat să ajungă și pe Netflix și mi-ar plăcea și cei de la Trinita să împingă niște documentare între ghilimele, adică să le promoveze, să facă demersul, de exemplu, au niște documentare foarte frumoase despre Părintele Cleopa, despre Părintele Paisie Gheorghiu și multe altele, de ce nu să ajungă și pe aceste platforme unde, nu știu, poate unii nu știu că sunt, sau nu caut, nu interacționează neapărat cu YouTube-ul și e bine să fie acolo la îndemână. Gabi întreabă în felul următor. Învățătura, concret, învățătura iubirea dușmanului. Cum se poate pune în practică la ruși față de ucranieni sau la ucranieni față de ruși sau la noi românii față de viitorii noștri dușmani? Păi aici a trebuit să se pună domnul Ieremia, foarte bine a pus problema, dar vedeți cum aici călcăm noi această poruncă, iubirea dușmanului. Că noi, adică pe undeva politic e un pic mai complicată situația. Că Hristos vorbește la iubirea dușmanului față de persoană. Ne vizionăm de la persoană, nu la concept, nu la națiune. Nu la politică de națiune, de dominare, de expansiune, de economică. Și atunci depinde cum pui problema. Câteodată nu-i bine să-i pui problema dușmanului când
cineva, uite, de exemplu, vă dau un exemplu foarte pertinent. America. America se crede Dumnezeul lumii. Ea taie și spânzură, ea dictează orice. America se crede buricul pământului într-un context. America devine dușmanul întregii lumii. Lovește unde crede de cuvință, deține toate instituțiile financiare, băncile, tot de acolo vine totul. Din America au pornit toate atrocitățile și financiare și economice, că de la american vine și crizele, vin și crizele mondiale, pornind de la băncile lor și așa mai departe, pentru că deja au sistemul ăla bancar și sistemul ăla, când ei știu să programeze, deci atât de bine pregătiți sunt încât și programează. Ei, dacă vor să provoace un război într-o țară, cum în Irak, dacă au, de exemplu, ceva de au subiectivisme, ei se duc. Și atunci, la un moment dat, mă gândesc că inevitabil America devine dușmanul întregii lumi. Uitați-vă și cu pandemia. Până la urmă s-a descoperit că în acel laborator din Wuhan, acele experiențe cu virus a fost sponsorizat de către instituții americane. Da, asta încă sunt teorii. Haideți să nu ne lansăm în verdict. Da. Teoria, aia nu a venit, domnul Alexandru. Eu totuși mi-e bine să cred că tot ce se întâmplă acum cu toate astea nu a venit de pe ghiocei. Eu cred că este dincolo de eticheta asta american, rus, sunt alte interese. Eu vă înțeleg acum într-o privință, dar nu, vă înțeleg, dar hai să nu fiu prea tranșant. Da. Dar trebuie să ne gândim un pic că există totuși o cioară în lume, știți? Da. Sau un balaur. Balaurul de la Occident. No, bun. Și atunci s-ar putea unele popoare să zică, mă, stai un pic, noi trebuie să contracarăm cumva anumite atitudini. Și probabil aici mă gândesc eu că ei nu pun ideea iubirii a dușmanului în ceea ce privesc interese politice naționale, știți? Că ei zic, bă, dar stai un pic, că Dumnezeu se referă la dușmanul tău, adică tu ești dușmanul lui Ion. Ion e dușmanul lui Maria, Maria e dușmanul lui Violeta. Și, dar s-ar putea să fie ridicată și ideea aceasta, vedeți? Că pe undeva s-ar putea lua ca ideea de iubire a dușmanului și în calitate de, să zic așa, carență politică, cutumă politică. Numai noi s-ar putea să nu dorim. Dar aici e foarte delicată treaba, domnul Alexandru, că eu v-am spus la începutul emisiunii, noi nu habar n-avem ce sfori politice se trag în lumea asta. Habar n-avem. Exact. Dincolo de naționalități, de eticheta asta. De naționalități, de epidemii, de virus, de pandemii, de crize mondiale, eu cred că lumea asta atât e de demonică și să știți că nu mi-a trag cuvântul. Atât de demonică lumea asta încât ne-am crucit să vedem cu ce ațe se leagă toată încrengătura asta a lumii care ține de națiuni care cad, căderea burselor, știu eu, cotropiri, dominări, toată problematica asta LGBT, toate sunt multe, multe, multe lucruri, proxenetism, dispariții de copii, trafic de carne vie, influențe politice, Doamne ferește, câte cred că se întâmplă în lume. Da. Eu cred că dacă ar veni Arhanghelul Gavril să ne povestească ce se întâmplă în toată lumea asta, cred că nu știu ce s-ar întâmpla. Așa este. Noi nu vedem lucrurile din spatele politicii. Exact. De aceea e foarte greu să pun, de-aia am zis să nu dăm verdicte, că nu știm până la urmă interesele, scopurile, meschine. Da, dar acum eu vorbeam așa la ideea. Păpușa Barbie frumoasă, dar ne dăm seama că totuși acolo, în ceea ce privește ideea de păpușă Barbie, totul e putred, știți? Da.
ca și Hannah Montana, deci un curent așa care duce mult mai departe, nu? Bun, tot Dan are următoarea întrebare. Nu știu dacă voi putea vreodată discuta cu cineva care îmi spune că Dumnezeu zice sau dă sau face. Slujirea este definită de slugărnicie sau de căință? Trebuie să înțelegem ce înseamnă că zice Dumnezeu. Și după aceea trebuie să ne gândim și la ce zice Dumnezeu. Că ăsta spune, băi, a zis Dumnezeu. Ăsta este un apel la un fel de autoritate. Dar hai să vedem ce zice Dumnezeu. Dincolo de faptul că El zice, ce zice, din ce cauze zice și cui zice. Foarte important, că lucrurile astea pot spune, băi, așa a zis Dumnezeu, poate fi folosit de oricine, oricând. Dar trebuie să ne gândim ce a zis și cui a zis și din ce cauze a zis. Dacă pătrundem în înțelegerea asta a cuvântului lui Dumnezeu, atunci vedem faptul că dacă El a zis, să mai și verifică ce a zis El. Că așa zice, cuvintele mele nu vor pieri, cuvintele mele nu se vor destrăma, cuvintele mele rămân în veac. Cuvintele oamenilor, alea pierd. Dar adevărul Domnului rămâne în veac. Atunci trebuie să vedem, bă, dacă ne interesează un adevăr sau altul, unul, sau dacă suntem dispuși să cercetăm un adevăr sau altul. Și atunci putem cerceta adevărul lui Dumnezeu și să ajungem la el, putem să credem adevărul lui Dumnezeu și să-l urmăm, și după aceea putem să trăim într-o stare de indiferență, dacă vrem, față de adevărul lui Dumnezeu, dar oricum ne întâlnim cu el. Cu adevărul lui Dumnezeu oricum ne întâlnim. Când ne place nouă, când nu ne place nouă, asta este. Pentru că Dumnezeu când zice, dă niște definiții ale omului. Dă niște definiții ale vieții. Așa este viața. Nu avem ce face. Când noi, este în puterea noastră să nu acceptăm că așa este viața. Să nu mă înțelegeți greșit. Putem accepta. Nu am chef să văd viața așa. Nu este nicio problemă. Dumnezeu nu are nicio problemă cu chestia asta. Dar mai devreme sau mai târziu ne întâlnim cu realitatea asta. Ne întâlnim cu, asta cum spune, cu urmările propriilor noastre alegeri. Asta este. Da. Și noi putem vedea. Dar mai există încă o opțiune. Putem să ne uităm istoric. Și ăla e omul isteț. Care se uită la ceea ce s-a întâmplat până la el și vede. Stai așa. Dacă omul ăsta de dinainte de mine o ales, uite, de exemplu, ce zice Dumnezeu? Să nu dorești nimic din ceea ce este aproape lui tău. Nici femeia aproape lui tău, nici casa lui, nici mașina lui, nici viața lui, nici averea lui, nici copilul lui, nimic să nu dorești din el. Pentru că toate alea sunt ale aproape lui tău și Dumnezeu le-a dat lui. Și ne putem uita la oamenii care au dorit ceea ce este aproape lui. Nu găsă liniștea, nu găsă bucuria, nu găsă împlinirea. Din ce cauză? Că nu le-a cerut de la Dumnezeu, s-a gândit cum să-l deposedeze pe ăla. Și acolo, gata, sufletul lui a întâlnit, ăsta cum îi spune, a întâlnit toată dezamăgirea vieții. Din ce cauză? Când întotdeauna o strească conștiința, băi, ăsta de fapt a fost a ăluia. Eu l-am luat, unu, și niciodată felul în care l-am văzut eu, obiectul ăla sau ființa aia lângă, aproapele meu, nu o să fie niciodată a mea în felul în care m-am gândit eu. După aceea ne gândim să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată cugetul tău, din toate celelalte. Ei, hai să căutăm să vedem ce s-a întâmplat cu oamenii care au iubit altceva din toată inima lor. Ce s-a întâmplat cu ei? Și atunci facem o verificare istorică a cuvântului lui Dumnezeu. Putem face și o verificare a credinței și atunci aia e cea mai faină. Că te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu și El îți demonstrează că e așa. Și El este lângă tine. Cine se încrede în cuvintele mele, eu mă voi arăta lui. Voi veni cu tatăl la el. Și este cea mai interesantă formă de a proba cuvântul lui Dumnezeu, să te încrezi în el. După aceea putem să-l verificăm sau putem să-l ignorăm. Sunt opțiuni ale libertății noastre interioare. Da, asta e. Suntem liberi. Asta este binecuvântarea și blestemul între ghilimele. Următoarea nelămurire spune felul următor. Prietenul meu a încetat relația noastră pentru că nu a mers cu el la nepomenitori, susținând că el vede adevărul foarte clar și că episcopii sunt eretici. Cum să înțeleg situația? Apropo de granița dintre erezie și dreapta credință. Păi, da. Eu spun să vă vedeți fiecare de drumul vostru. Adică
Am mai spus și aici, nu deschid discuția despre nepomenire și pomenire. Adunarea din Creta nici n-a fost tâlhărească, nici n-a fost un mare sinod ecumenic, al 8-lea sinod ecumenic. Adunarea din Creta a fost ceva care nu știu de ce s-a făcut. A fost dorința noastră, adică a noastră, a ortodoxiei veche, dar cred că această dorință a fost cel puțin cam la începutul secolului 20 a început pregătirea aceasta, 1920, 1925, 30. Încep să am niște suspiciuni. Nu e bine să fii suspicios, dar uite, istoria începe să mă învețe minte. Nu cumva dacă aceste adunări nu s-au făcut, e adevărat că Patriarhia Ecumenică a avut demersul respectiv, dar Patriarhia Moscova era și interesată. Și nu cumva să nu fost acolo un pic de subordonare a popoarelor prin intermediul credinței. Ceea ce, mă rog, de-a lungul timpului, din păcate, s-a mai făcut inclusiv de către greci, inclusiv de către ruși. Deci, din păcate, s-a transformat chemarea pe care Mântuitorul ne-a dat de a propovădui Evanghelia toate neamurile, s-a transformat în subordonarea tuturor neamurilor ideologic. Și anume, înlocuirea unei ortodoxii într-o țară cu ortodoxia mai mare, fie că e vorba de Constantinopol, fie că e vorba de Moscova. Las-o așa. Deci eu nu vreau să condamn în mod special, dar nici nu sunt deloc entuziasmat de ce s-a întâmplat acolo. Sunt câteva puncte care nu-mi plac, nu atât de mare încât să spun gata, eu nu mai vreau să am de-a face cu episcopii care au fost acolo, mai ales că vorbind cu câțiva din doi arhierei care am putut vorbi, cât de cât și au aceeași întrebări. Și bun, o să vedem. În Biserica Ortodoxă Română, mie mi se pare că s-a luat acea foarte înțeleaptă decizie. S-a spus că e ortodox, dar stai să mai discutăm, să se lămurească niște puncte și atunci o să o adoptăm și noi. Să se lămurească cu timpul niște puncte, nu acum în marea înfierbântare. Dar dacă prietenul a hotărât că pentru el mai important este nepomenirea decât dragostea, înseamnă că nu era de într-adevăr, ortodoxia trebuie să fie mai importantă, că îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât pe om. Într-adevăr. Dar dacă prietenul hotărăște așa, nu merită să te cerți, pentru că e o ceartă, ajungem într-o zonă teologică, o să vedeți de-a lungul timpului și știți foarte bine că am mai fost și pe acest canal contestații respective care vin dinspre foarte mulți vehemenți nepomenitori, deși am vorbit și cu un părinte nu atât de vehement și am vorbit cu el foarte bine vreo 2-3 ore pe tema respectivă. Nu, mi-a plăcut foarte mult discuția, am înțeles argumentele, nu suficient de convingătoare pentru mine ca să eu însumi să nu mai pomenesc pe prea fericitul Cosmin Arhiepiscopia București. Exact. Și nici eu n-am fost destul de convingător pentru el încât să se întoarcă la una în biserici ortodoxe cunoscute, dar ne-am dispus în relații foarte amicale. Și nu mai vorbim, nu mai înțelegem, da. Nu ne împărtășim împreună, nu suntem, dar relația a fost amicale. Asta este. Da. Nu înțeleg însă, vă spun drept, dar mă rog, am mai spus asta. Cum poate să trăiască, cum lucrează Harul într-o biserică în care episcopul nu este pomenit. Și mi se spune de Sfântul Maxim Mărturisitorul, știu răspunsul, cum a fost. Era preot. Nu era preot și nu numai că nu era preot, dar noi știm că patriarhii, atunci noi știm că patriarhii, cei patru, plus Ierusalim, erau toți nu monofiziți, că ce au fost ei de fapt, nu că nu erau monofiziți, nu erau eretici, în sensul că nu afirmau ortodoxia, pentru că așa a cerut împăratul. Dar nu știm dacă toți și alți episcopi erau așa. Nu știu. Da. Poate mie să-mi spună cineva că toți episcopii din lumea Sfântului Maxim erau eretici atunci. Știm că cei 4-5 care erau marcanți erau eretici. Da. Deci, da, e derapaj. Adică, și însăși argumentele folosite sunt slăbuți, cum e asta, cu Sfântul Maxim, care pică în secunda 2. Pe scurt, dacă mi-ar veni mie cineva foarte apropiat din familie și mi-ar spune că
mă, ăla vrea să fiu și eu nepomenitor, că altfel nu mă mai iubește, a spune, du-te, tată, lasă-l în pace, că asta nu e dragoste. Exact. Da? Poate să fie el nepomenitor, da. Bă, eu te iubesc, dar eu să o țin pe a mea nepomenitor și o țin pe a ta pe mine și vom vedea noi cu timpul ce se întâmplă. Nu știu. Da. Așa, da. Cu toate că nici așa. Și așa e ciudat, pentru că la un moment dat, după... E ca și cum ai spune cu unul de altă religie. Ce faci dacă ai cu unul de altă religie? Păi poți să spun, domnule, sunt tineri, să iubesc. Cu la urmă, ce contează? Fiecare își păstrează religia lui. Da, dar copiii, de pildă, cum îi cresc? Da. Nepomnitor sau pomnitor? Cum îi crește? Unul face nepomnitor, unul pomnitor? Este greșit dacă mergem la o biserică unde ne simțim bine decât să mergem la o biserică de care aparținem, dar nu ne simțim bine? Contează să ne simțim bine când mergem la biserică? Vreau să vă spun un lucru. Ar trebui să avem mentalitatea când ne ducem la biserică invers. Deci nu să punem problema aceasta să ne simțim bine. Să ne gândim așa, ne ducem la biserică ca Dumnezeu să se simtă bine că noi ne-am dus la biserică. Și când Dumnezeu se va simți bine, adică îi va tihni lui Dumnezeu felul în care sunt eu ca și stare, ca și prezență în casa lui, atunci cu siguranță și noi ne vom simți bine. Adică numai noi vrem să ne simțim bine. Mă duc la biserică, deci cumva așa, numai noi vrem să beneficiem. Dumnezeu nu contează cum se simte, că îi place sau nu-i place, că îi convine sau nu-i convine. Eu să mă simt bine. Este logic într-un fel cum se pune problema ca să te simți bine. Dar trebuie înțeles altfel. Eu când mă duc la biserică, trebuie în așa fel să trăiesc și să fie prezența mea acolo încât să-i placă și să se simtă lui Dumnezeu bine, să-i tihnească lui Dumnezeu că eu, copilul lui, stau în biserică cum trebuie. Și dacă lui Dumnezeu îi va tihni și se va simți Dumnezeu bine de prezența mea acolo, cu siguranță și mie va tihni și mă voi simți bine. Deci să inversăm un pic rolurile. Nu mă duc numai eu să mă simt bine, să mă duc cu gândul acesta. Doamne, vin la tine, nu contează cine și cum e biserică. Eu vreau să fiu prezent aici pentru că știu că e casa ta și vreau să-ți tihnească, pur și simplu, să te bucuri de prezența mea că sunt în casa ta. Și eu sunt conștient că în momentul în care tu vei fi mulțumit de prezența mea, îți va tihni, te vei simți bine că sunt aici, cu siguranță că starea aceasta de bine a ta și fericirea ta că sunt acolo, se va răsfrânge și asupra mea. Va fi un revers. Dar dacă nu este în regulă prezența mea acolo, mă duc dintr-un gen de egoism. Adică numai eu să mă simt bine, dar nu mai contează cum se simte Dumnezeu în funcție de prezența mea acolo. Nu. În logica asta ar trebui până la urmă să punem problema. Dacă este așa, să gândim puțin mai profund lucrurile. Să nu mergem cu acest egoism numai din partea noastră, ca numai eu să mă simt bine. Într-un fel zic în ghilimele, este de dorit, că de aceea te duci să te simți bine. Dar mergeți cu logica aceasta, să se simte Dumnezeu bine și să se odihnească Dumnezeu. Să zică, Doamne, să zică Dumnezeu, uite ce fericit sunt că X a venit la biserică și fantastice, minunat stă omul acesta la rugăciune. Uite-te cât de mult se gândește la mine, uite ce intens trăiește prezența în biserică a ființei mele. Păi dacă El m-a făcut fericit și m-a făcut să fiu bucuros și să-mi tihnească că este în biserică, cum să nu-i dau dar și să se simte și el bine? Și atunci asupra ta pogoară această bucurie, această fericire pe care are Dumnezeu datorită prezenței tale peste tine. Îi fericit Dumnezeu, ești fericit și tu. Îi bucuros Dumnezeu de tine că ești în biserică, îți va da și ție bucuria. Dar să nu fiu egoist, numai eu să caut să mă simt bine, eu să fiu odihnit, să fiu fericit, dar nu mai contează cum se simte Dumnezeu. Da. Să nu mergem la biserică ca la un spa duhovnicesc, adică unde să ne așteptăm toată lumea să ne slujească nouă, să vină, știți, adică... Aș mai zice ceva, așa vis-a-vis de aspectul acesta. Eu cred că lucrurile de genul acesta pentru oamenii care sunt sinceri în căutarea lui Dumnezeu și se duc cu multă seriozitate și maturitate așa sufletească, adică chiar își doresc să fie în regulă lucrurile cu Dumnezeu. Adică să repare ce au stricat în viața de zi cu zi, să se reîmpace cu Dumnezeu și când merg cu multă seriozitate. Știți, exact și mai fac aici referire la, mai am făcut și în alte emisiuni, la cuvântul înalt al Sfințitului nostru, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Știți, când sunt oameni cu preocupări duhovnicești serioase, deci când se pune problema cu preocupare serioasă,
ca atitudine față de Dumnezeu, nu cred că mai apar așa, știți, nimicuri de genul acesta, așa tot felul de idei așa năstrușnice și aiurea, extra importanța a ceea ce înseamnă biserică, ci te duci cu toată deschiderea, cu toată seriozitatea și eu cred că lucrurile de genul acesta se simte. Nu merge să acum zâmbă voastră ca la un spa duhovnicesc, nu merge acolo să fii numai comod, să stai numai tu să stai jos, altul să stea în picioare, merge numai acolo să te simți bine, dar fără nicio atitudine și cumva inițiativă de a te dejerfi un pic, de a te nevoi un pic, din contră. Ești conștient că te duci acolo să te pocăiești de păcatele tale, să-ți schimbi viața, din rău să devii bun, din murdar să devii curat. Și aceasta ești conștient că presupune un gen de jertfă, un gen de efort, un gen de inițiativă și de lucrare duhovnicească, care uneori are și latura ei nevoitoare și truditoare. Dar nu te sperie lucrul acesta, știți? Deci nu te mai smitești nimic, nu te mai ferești de nimic, ci te duci pur și simplu cu gândul acesta că te ostenești puțin, te jerfești un pic, te deschizi un pic spre Dumnezeu, tocmai prin acest efort, prin această asumare, prin această atitudine, considerând că Dumnezeu îți dă binecuvântare, curățire de păcate și te ajută, te sfințește, te înnoiește, se spală în tine, se depune un efort acolo, nu? O haină murdară pe care o bagi în mașina de spălat, nu? Ea suferă acolo niște transformări. Acum n-are glas și suflet să spună. De acolo suferă, știți? Este stoarsă, este frământată, este spălată, este limpezită, este uscată. Așa și sufletul. Merge la Dumnezeu pentru că este conștient de faptul că e murdar sau trupul și este conștient că își asumă, e o asumare, o activitate pe care el o depune, o nevoință, tocmai ca în urma ei sufletul să se curățească, ființa omului să se înnoiască. Și atunci nu mai e tot felul de aspecte de genul acesta îndoielnice și tot felul de pretenții și de mofturi, ci pur și simplu toate dispar și intervine această asumare care presupune un gen de jertfă și de efort. Aceasta, bineînțeles, pentru majoritatea oamenilor care merg și care, clar, eu așa cred, în sufletul meu, inima mea, așa cred, că oamenii sunt conștienți de aspectul acesta și au această preocupare duhovnicească de a lucra duhovnicește matur lucrurile. Și atunci cumva chiar e serioasă problema și folositoare și pozitivă și trebuie văzută cu nădejde și cu ochi pozitiv în forma aceasta. Să facem să înțelegem mai ușor cuvintele de la rugăciune, dacă sunt formate din cuvinte bisericești și nu le putem pătrunde și trăi cu adevărat. Unele acatiste sunt greoaie, altele sunt mai soare. Da, trebuie să spun că și eu m-am confruntat de situația aceasta. De exemplu, eu trebuie să recunosc că sunt un fan mai deschis spre partea de acatiste și sunt într-adevăr acatiste făcute pe un limbaj mai complex din punct de vedere teologic. Altele sunt mai axate pe aceste minuni frumoase care s-au petrecut în viața Sfântului la care ne rugăm. Ideea este că noi trebuie să fim, în primul rând, sinceri atunci când cerem ajutorul oricărui sfânt. Uite, ca să fac o mică paranteză, Psaltirea. Da? Psaltirea este o carte pe care, cu siguranță, mare parte nu înțelegem în profunzimea ei, cu siguranță, mai nimeni. Dar ce se întâmplă? Una este să fie momentul acela prim în care deschid Psaltirea și o citesc prima dată până la capăt și nu înțeleg mare lucru, o fac ca și un canon pe care mi l-a dat duhovnicul. Alta este să mă găsească peste un an sau doi sau trei sau cinci ani de zile de rugăciune constantă în același loc, la aceeași rugăciune, pentru că atunci când voi citi Psaltirea cu altă minte, cu alt suflet. E ceea ce am spus odată și am spus și am recomandat tot timpul să facem un caietel în care să ne notăm cumva progresele noastre suflete și felul cum înțelegem noi ceea ce citim sau ceea ce intră în contact cu noi și ceea ce înțelegem din ceea ce auzim. Să notăm, de exemplu, în ziua numărul 1, ce înțelegem din toate câte ne rugăm și să mergem constant, zi de zi, că asta e un secret mare în a înțelege cât mai multe, și să mergem la un an de zile, da, de rugăciune, să zicem, aproape zilnică și să notăm acolo, să vedem ce înțelegem atunci. Pentru că o să se vadă gradual
cum sensurile și înțelesurile devin mult mai adânci, mult mai complexe și mult mai profunde. Dar aceasta sau primul secret pentru acest lucru trebuie ca rugăciunea să fie constantă. Dacă, de exemplu, este o rugăciune, uite, dau un exemplu, dacă deschidem acatistul Sfântului Siloan Atonitul, un acatist construit de Sfântul Sofronie de la Essex, găsim un acatist destul de complex construit și destul de teologic făcut. Da. Dar dacă îl vom citi cu toată dragostea față de ce sfânt, cu toate câte a făcut și cu toate câte poate face pentru noi, bănuiesc sau am toată nădejdea că după un timp acele cuvinte ușor-ușor capătă sens sau în sufletul nostru pot fi înlocuite cu acele traduceri pe care sufletul și mintele face ca să fie folositoare și ziditoare pentru noi. Adică, bun, într-adevăr, cuvântul pe care îl citesc e unul mai complex, dar inima mea poate să-l adapteze pentru ceea ce are nevoie și pentru ceea ce simte. Dar pentru asta trebuie o rugăciune cât se poate de constantă. Bun, foarte interesant. Alt acatist provocator este al Sfântului Treim, tot așa este. Foarte complicat, dar are sensul și scopul lui, desigur. Maria vă întreabă, cum și la ce vârstă vă ști că monahismul este calea pe care trebuie să urmezi? Nu vârsta îți dă, puterea chemării, chemarea îți dă. Dar depinde ce fată ești tu, dacă ești labilă psihic sau emoțional sau n-ai voință, poți avea chemarea de acum și să o ții în lume până te căsătorești. Că acum iară nu cunosc persoana, nu știu cine e, cum e, câtă putere de convingere are, câtă evlavie, câtă râvnă. Că nu putem ști vârsta sau ceea ce voi ști că monahismul este. Depinde, unii călugări au intrat la 14 ani, la 15 ani, la 11 ani, alții la 18 ani. Normal, de la 18 ani poți intra în mănăstire pentru că deja ești matur și decis pentru tine. Nu trebuie să ceri voie părinților, să zicem. Dar sunt și la 18 ani care nu știu ce vor. Dar nu poți să știi, mai depinde de puterea ta, de decizia ta, de credința ta. Că eu tot aud oameni care se părinte, eu așa, când toată copilăria am vrut să mă facă lugă. Dar bă, omule, când dai o chemare din copilărie, nu o trece cu vederea, dar vedeți ce înseamnă, cum crește omul, cum lasă, că mai bine mă căsătoresc, mai bine nu știu ce. Dacă ai chemare, împlinește chemarea. Acum, nu e, cred că e de la ce vârstă vei ști. De la 18 ani poți. Dar trebuie să știi ce vrei, că e pe viață călugăria. Nu te joci cu ea. Maria mai adaugă că îi place mai mult la mănăstire decât la biserică. Mă simt mai bine. Păi da, că e altă rânduială, e altă cântare, e altceva. Dar în cazul în care intră ea în viața monahală și o pune maica stareță la vaci și la porci și la lemne, nu știu că îi mai place mănăstire. Sau dacă îți place la liturghie, da, te pune la bucătărie. Da. Să pregătești mâncarea în timpul liturghiei. Vezi acolo cârtea. O mănăstire istorică unde vin 4-5 autocare și le dă de mâncare la toate, pe să vadă ea. Exact. Că așa slăbește de fai de mine. Te trimite la un schit. Te duci la mănăstirea mare, da? După 2-3 ani te trimite la un schit unde, nu știu, poate se face slujbe așa, pe, nu știu, în taină sau se citește. Adică nu se fac slujbele frumoase de care ea se îndrăgostește acum. Aici e, nu? Poate fi capcana. Sigur, ea nu știi ce înseamnă taina mănăstirii. Multă lume vede mănăstirea că și la noi zice, părinte, dar nu aveți probleme, totul e lux, să voi da, vai părinte, dar la mănăstire sunt asemenea ispite, eu ai da, ați certat pe cineva la mână, dar nu se poate. Mă, oamenii cred că aici umblă câinii cu colaci în caudă, aici nu sunt ispite, nu sunt de rezolvat problemele sufletești ale fraților. Ei cred că tot e roz, așa, știți? Intră omul cioară în mănăstire și după o zi devine lebădă. Nu mai trebuie să stai tu să o faci lebădă prin metamorfoză, așa. Devine ea. Da. Cum râd eu de ce de la scor. Știi că vine să râd, că așa e interesant, ia scorul ăsta, Doamne iartă-mă, eu când vine să îmi vine. Acum, dumneata, ce înseamnă scorul?
Mă, vine câte o fată curvă de pe Târgu Mureș, de pe Vatra Dornei și ea credincioasă, dar curvă de asta, știi? Intră în ascor, după o jumătate de ani, Doamne ajută, părinte stane-ți, blamos, nomișe, mă. Bă, da, deja îi să și lasă umeri așa de post și priveghere. Da. Vai de mine, îi se transformă fața, zici că e maică de mănăstire de 30 de ani. Da. Și zic, mă, oameni buni, dar eu înțeleg că aveți evlave, că deja citiți Patericul egiptean, dar nu vă mai luptă patimile pe noi, nu. Când mereți în ascor, vedeți, mă, tăți au fețe de sfinți. Da. Dar cum des așa de spătiniți, mă, într-o jumătate de an, știți? Adică cât ține studenția, deja e sfinți. Și noi ne sfințim călugării 40 de ani, dar nici nu reușim de multe ori. Mare, mare ispită și cu ascorul. Dar nu e problemă, dar așa se vede snobismul ăsta, așa. Încă vine la mănăstie, încă stau așa în biserică, așa. Vai, părinte, nici nu deschid gura. Măi, dar fiți mai natural, măi, exact. Dacă vine bine să râdeți, râdeți, mă. Exact. Din păcate, acum nu vreau să ferească Dumnezeu. A fost cumva ascorul prin anii 90, din ce am înțeles, a fost într-adevăr o mușcare de revigorare a studenților. Erau alte vremuri, erau alți studenți, erau alte căutări la vremea respectivă. Însă acum există ispita aceasta, nu generalizez, spun așa punctual, există ispita aceasta de a intra în ascor și de a face unele activități, de a te face remarcat în fața ierarhului. Adică practic tu îți faci acolo așa CV-ul, te pregătești. Rapa de lansare. Dar pe mine mă dore, știți ce mă dore chestia asta, măi, dar fiți natural, mă, dar le vezi așa, se străduiesc așa să pară blânzi, să... Știți ce mă doare pe mine? Că toți sunt activi și că am văzut și eu prin perioada cât eram... student și când am avut treabă, slavă Domnului, toți se duc, fac activități strict cât sunt acolo studenți. Dar după aia, fă, frate, dacă ești așa de pasionat și de dornic, fă și după ce termini facultatea, nu? Adică implică-te, fă proiecte, du-te și fă la fel, nu așa cât până depun pentru master, știți, până mă scăl la master, mai fac acolo, mai particip la o conferință, două, mă mai agit pe acolo, pe la o tabără și după aia... Da, la parohia, pași, la revedere. Fă și după aia la fel de... Acum, nu-i rău că-s cu minți, nu cred oamenii că mă supă, nu-i rău că-s cu minți. Că, într-adevăr, trebuie să fie elegant, să fie cu năframă, cu fuste lungi, cu... Da, dar să nu fie așa, așa prea, prea obosiți, așa de rugăciune, știi? Fiți mai natural, așa, adică, parcă se așa arată de mult și ascorul, parcă a fi, nu știu, oastea Domnului. Că și la oastea, domnule, așa se vede, mă, și pe fața lor se vede că nu-s mai ortodox, mă, că sectanți așa sunt altceva. Dar fiți mai natural, fiți, mă, dacă bine să râdeți, râdeți, mă, că nu sunteți așa, nu. Trebuie să fii natural, așa, când intri, așa, te forțezi, așa, într-o dată, îi copiezi pe ea, multe ce blând e la oa, și eu, gata, în două săptămâni, pam, deja ți se slăiește fața, tăt, așa, ți se pleacă capul, știi, nu mai stai cu capul ridicat, nu, Doamne ferește. Bine, acum nu generalizăm, sunt și nu. De bună credință și oameni serioși. Nu, că e de bună credință, e de bună credință, eu nu zic că nu, Doamne ferește, departe de mine gândul. Adică să nu interpreteze cineva că avem ceva cu ascor, ferească Dumnezeu. Nu. Acum, deși mai avem și cu ascor, da, asta e o altă problemă, dar în fine, nu, în general, ascorul face treabă bună, nu mă plâng, sigur. Face treabă bună. No. Sigur, discutăm despre terapie. Ține pe studenți în credință, e foarte bine, e foarte bine. Da. Ce nu-mi place mie, de exemplu, la ascorul din Cluj, e ecumenist. Mie nu-mi place asta, că nu cheamă preoți care să țină o pizza, îi cheamă părtășe care e bună și vaca și oaia, și taurul și vaca. Nu mere, domnul Alexandru. Întreabă, părinte, Dumnezeu nu răspunde la rugăciune. Unde greșesc? Ce să fac și cum? Păi este răspuns. Un pateric s-a rugat 1-7 ani și într-o zi s-a enervat și așa, Doamne, uite care-i treaba. De 7 ani mă rog și nu mă auzi. Ei, serios, zici ce vrei. Păi și câșpam nu mai auză, dar și te rugai până acum stăteai de vorbă cu tine. Acum m-ai întrebat. Roagă-te, nu tortorosă acolo. Deci, Doamne, vreau să mă ajut. Eu i-am spus unei mame, avea o problemă foarte gravă. Nimeni nu a spus că se rezolvă problema. Și
Eu zic, părinte, am auzit că m-a dat viață înainte. Nu, doamne, am minus 2 jumate la ochelari, mai îmi lipsește dinainte, de aproape, nu ești chiar așa înainte. Uite, am un băiat cu o problemă foarte gravă, zic, fă paraclisul, Maicii Domnului, și fapte împărat cerești, și seara când te pui în genunchi, zic așa, Maica Domnului, și tu ai avut prunc și ai fost mamă, și eu am prunc și-s mamă, te rog tu să intervin cum știi și să-l ajuți. Și știi ce au spus în cadrarea la poliție? Îl putem judeca în libertate și e liber. Vă rog să ne vorbiți un pic despre sectari și care sunt ei sau mai exact unde greșesc ei. Fiind așa la granița dintre erezie și dreapta credință, cum să ne ferim totuși? De ce să ne ferim din dreptul lor? Ha, sunt așa multe secte în lumea asta încât să vorbesc despre fiecare în parte. Sigur. Nu, doar... Deci, paradigma majoră, așa să spun așa. Așa. De unde au apărut și unde eu apărut la un moment dat din faptul că în Biserica Romano-Catolică, Biserica, între ghileme, adunarea Romano-Catolică, depărtându-se de spiritul ortod credinței adevărate, au adăugat o felul de învățători. Aceste învățături, unii le-au sesizat ca fiind false, inclusiv aveau și probleme politice. Să nu zicem că există în apariția luteranismului și a contestațiilor protestante, există și multă, multă politică între sudul Europei și nordul Europei, statul papal și ceilalți principii europeni. Bun. Și atunci... luăm doar perspectiva religioasă, Luther a vrut să dea deoparte aceste adăugiri catolice la învățătura de credință. A spus, bă, nu mai vreau nimic din Sfânta Tradiție, eu vreau doar Sfânta Scriptură. Eu nu mai am nevoie decât de Sfânta Scriptură, orice altă Sfântă Tradiție, de nu există Sfântă Tradiție, doar Sfânta Scriptură. Aia este inspirată de Dumnezeu, tradiția este omenească, Sfânta Scriptură. A spus de asemenea, n-am nevoie de fapte, pentru că de ce n-am nevoie de fapte, spune el. Atunci, cu asta s-a făcut și catedrala Sfântul Petru, de altfel, cu banește. S-au vândut, se vândeau, deci dacă făceai niște păcate foarte mari, dacă așa, mureai fără să apuci să-ți recompensezi păcate, trebuia să cumperi indulgențe. Să urmași, trebuie să cumperi indulgențe ca să stai mai puțin în purgatoriu. Ori indulgențe respectiv, oamenii au să se cumpere înainte să facă păcat. Adică, cum ar fi așa, eu acum știu că vreau să mă duc eu, Doamne ferește, nu la așa, vreau să mă duc să desurnez, că m-am cam plictisit și care este oprirea? Păi trebuie să fac, nu știu câte sute de mătănii, să mă ajunez și 10 ani prea împărtășare. Și sunt bun. Uite, mă apuc de acum să fac mătănile și peste 5 ani când mi-am făcut numărul de mătăni, mă pot ce să desurnez. Că mi-am făcut numărul de mătăni. Ori nu merge așa. Iar acolo era chiar pe bani. Era pe bani. Într-adevăr, banii respectivi s-a construit catedrala Sfântul Petru, deci nu este... Au fost investiți. Au fost investiți, da. Dar Luther spune nu cu fapte, că pentru ei faptele au astea indulgențe, ci doar harul mântuiește. Bine, plus că Luther de fapt moștenește pe Augustin, pe fericitul Augustin și acolo e altă discuție din Epistola către Romani. Discuție amplă, foarte interesantă, dar nu mai avem timp de ea. Deci doar Scriptura, doar harul. Da? Astea sunt mântuitoare. Ei spun, sectanții spun lucrul ăsta. Ori noi credem că mântuirea vine prin biserică. Era sola Scriptura, sola Grația și meram cu sola. Al treilea sola, mă iată că scap acum. Sola Fide. Sola Fide, doar credința. Da, doar credința. Deci credința, adică nu altceva, nu alte învățături. Adică nu alte învățături. Deci sola Fide. Deci credința este credința este mântuitoare, doar credința, deci trebuie doar să crezi în Dumnezeu, nu e nevoie să faci niciun fel de faptă, pentru că harul lui Dumnezeu te mântuiește și doar Scriptura, trebuie să știi doar Scriptura. Asta este temelia lui Luther și temelia întregii tuturor sectanților de acum. Ei spun în felul acesta, bă, ce fapte pot să fac eu ca să mă mântuiesc? Nu pot să fac fapte. Asta știm și noi, că în lipsa lui Dumnezeu faptele noastre sunt nimic. E ca și cum vreau să ajung pe lună sau pe Marte, cred așa, și eu îmi iau cu mine cel mult o prăjină.
Hai, ajungi pe Marte cu prăjina. Păi mi-o arunc, pot să fac prăjina de 4 metri, 5 metri, o să sar până la 7 metri. E mai sus Marte, un pic. Da. Dar, pe de altă parte, noi știm că credința fără fapte moarte este. Exact. Sfântul Apostol Iacob. Și mă mir cum de Luther nu a știut și el asta. Știa și el asta, dar nu știu cum s-a descurcat el cu textul respectiv. Știm de asemenea, și asta este evident chiar și pentru neoprotestanți, dacă vor să înțeleagă, că și ei în momentul ăsta au o tradiție a negării tradiției. Deci neagă tradiția ca sfântă tradiție, dar au această tradiție la care țin cu multă tradiția lor. Tradiția lor de a nega tradiția. Da. Pentru că deja s-a creat această tradiție a negării sfintei tradiții. Deci ceea ce le lipsește protestanților este biserica, în primul rând, cea prin care avem acces la învățătura de credință autentică din Sfânta Scriptură, din Sfânta Tradiție, și prin care avem acces la har. Nu ai acces la har prin faptul că doar spui că gata, eu cred, și atunci coboră har peste tine. Da. Că atunci, dacă ar fost așa, n-ar mai fi coborât la 55 peste apostoli, Sfântul Duh, și nu ar fi spus nici Sfântul Apostol Pavel că e nevoie de o credință și un botez. O biserică. N-ar fost o singură biserică. S-au luptat foarte mult apostolii să păstreze unitatea bisericii. S-au luptat foarte mult și urmașilor să păstreze unitatea bisericii. Iată, Sfântul Policarp al Smirnei era în Smirna și era în anul 100 se întâmpla chestia asta. S-a dus până la Roma. Totuși, nu erau avioane. Erau dita mai călătoria ca să vadă cum să facă să rămână în comuniune. Unitatea bisericii se vede în comuniunea prin Sfânta Împărtășanie. Deci, asta este chipul văzut al unității noastre. Noi suntem în unitate unii cu alții, în măsura în care ne împărtășim cu toții unii cu alții, dacă suntem în prezența unul altă. Deci eu nu mă pot împărtăși cu copții, cât mi-or fi mie de dragi, că am spus că vreau să-i studiez. Nu mă pot împărtăși nici cu nestorienii, cât mi-or fi ei de dragi. Ăștia sunt o fel de vechi sectanți care s-au desprins, n-au acceptat sinodul patrului ecumenic. Când mi-ar fi de dragi. Eu mă pot împărtăși, în schimb, cu rușii, când mi-ar fi de nedragi, în ce fac, pentru că avem aceeași mărturie de credință și aceeași har, ținem de aceeași biserică, mă pot împărtăși cu Constantinopolul, cu Atosul, cu Antiohienii, cu Ierusalimul, pentru că avem aceeași credință și aceeași har. Așadar, ceea ce lipsește sectanților este biserica. Ei nu mai au o biserică, una sfântă, zobonceașă și apostolească. Și nemai având această biserică, au pierdut și învățătura de credință adevărată. Nu în sens că au pierdut Sfânta Scriptură, dar au pierdut interpretarea și înțelegerea corectă a Sfintei Scripturi și au pierdut și harul de care se mândresc ei. Pierzând interpretarea corectă a Sfintei Scripturi, au pierdut și credința care crede ei și harul, că nu sunt în biserică. Harul s-a păstrat în biserică prin taina hirotoniei și a transmis de la apostol prin hirotonie, prin punerea mâinilor către episcop de-a lungul generației până în vremea noastră și în biserică și doar în biserică și într-una sfântă sobărcea și apostolească biserică, nu în alte biserici. Nu s-a păstrat harul, din punctul meu de vedere, nici la copți, nici la catolici, nici la nestorieni, să fie foarte clar, sau la asirieni, în măsura în care s-au desprins de biserica cea adevărată. Și am o problemă, cum se va transmite harul, de pildă, la nepomenitori. Bine, ei ne spun nouă nepomenitori că noi nu mai suntem în biserică adevărat pentru că nu avem învățătura de credință adevărată. E o discuție. Dar harul ăsta trebuie transmis din mâini în mâini de episcop, de pe mâini de episcop, de la episcop la episcop. De pildă, nu stiliștii de la noi, ei spun că au harul primit, dar e o problemă. Pentru că se știe din canonul apostolic pe care și el acceptă, primul canon, că harul, hirotonia de apostol, hirotonia de episcop se face din mâna două sau trei episcopi din vecinătate. Ori, la stiliști, nu au fost doi sau trei, a fost unul singur care a plecat și a făcut schisma stilistă la 1920 ceva, 25. Nu au fost doi, trei. Că el, pe urma hiroteni, doi sau trei, pe ce canon? Că avem canon. Bun. Deci, nu au biserică. Rupându-se de biserică, au pierdut și învățătura de credință, și credința și har. După care continuă. N-au sfintele taine, n-au cultul, n-au cinstirea sfinților,
n-au cinstire, prea cinstirea Maicii Domnului. Învățătura de credință este extrem de bâșbâită despre Sfânta Treime, pentru că, de pildă, există o sectă unitariană, care a avut chiar centrul la Cluj, la noi. O sectă importantă, care este creștină, teoretic, dacă spun că este doar un singur Dumnezeu și Fiul și Duhul nu sunt Dumnezeu. Sunt, în momentul în care încerc să intri cu ei în discuții teologice, imediat trag doar către Sfânta Scriptură și ignoră cu totul deliberat învățătura de credință și înțelegerea Sfintei Scripturi prin învățătura de credință a Bisericii, care este învățătura de credință a părinților capadocieni, de pildă. Deci nu au aparatul filozofic, aparatul dogmatic pentru a înțelege această învățătură de credință și trag un fel de lectură iudaică, dar nici măcar lectură iudaică nu este, pentru că iudeii la rândul au Talmudul care îi ajută. Le lipsește biserica. Când doar s-or domnului și ei, cu ce ar putea să vină ei la biserica adevărată? Bine, puteți prin pocăință sinceră, prin primirea tainei botezului și dacă ar veni către biserica adevărată niște occidentali, din punctul meu de vedere, și au mai venit. Unii care s-au apucat să studieze sistematic istoria bisericii, avem, nu, exemplul Placid de Sei, care era catolic benedictin, avem Iaroslav Pelican, care era mare cercetător patrolog, ăsta altul care, elvețianul, care a scris el despre, a devenit arhimandrit acum, avea și despre Sfânta, despre Achedie, Gabriel Bunghe. Așa. Și era trecut ortodoxie, deci cei care s-au apropiat sistematic, avem comunități întregi din Statele Unite, care în momentul în care au început să studieze istoria bisericii, au dat seama că adevărul de credință este păstrat în și harul desăvârșit în biserica ortodoxă. În momentul respectiv când vin, ei într-adevăr au un talent al lor, care nu este al nostru, organizare. Ei poate să aibă mintea mai organizată decât noi. Și în general să fie mai organizat, să fie mai disciplinați. Da. Mihai, următoarea situație. Cum va judeca Dumnezeu ispitele ochilor, având în vedere că în vremurile de mai înainte, lumea se purta mai cuvincios îmbrăcat? Aproape peste tot, astăzi, se văd fete tinere cu pantaloni scurți, mulați, așa mai departe. Iisus Hristos vorbește din punctul nostru de vedere a celor care privim, nu a celor care se îmbracă. Aici este foarte important. Cum privim noi? Și că dacă te-ai uitat la femeie și ai poftit-o. Că noi nu putem să îmbrăcăm toată lumea care are chef să umbli dezbrăcat sau să umbli mai liber așa în îmbrăcăminte. Nu avem cum să facem lucrul ăsta. Și nici nu putem să stârnim un fel de obiceiuri din astea care sunt mai mult de lumea, asta cum îi spune, mai mult de lumea musulmană. Știți că ei, gata, au îmbrăcat femeia în sac, dar asta nu înseamnă. Nu a plecat pofta din noi dacă am îmbrăcat toate femeile din lumea asta. Nu. Imaginația continuă. Imaginația continuă. Noi de acolo trebuie să luptăm. La imaginația noastră, la din ce cauză am poftit. Aici vrea Dumnezeu să lupte. Ce cauză nu te-ai gândit tu la mine, care am creat, că așa spune, era pusnicul respectiv, care se uita la o femeie frumoasă și ucenicii spuneau, părinte, dar ce faci, cum te uiți la așa, nu te rănești sufletește, cum te uiți cu atâta îndrăzneală la asemenea frumuseții de femei? Da. Pe aceea pusnicul spune, unu, de unde ați văzut voi chestie frumoasă, înseamnă că voi v-ați uitat. De unde v-ați dat seama că știți că eu mă uit? Deci, voi v-ați uitat. Unu, aici este o problemă. Și doi, când am văzut frumusețea asta, întotdeauna m-am gândit la Dumnezeu și am zis, Doamne, ce om ai creat Tu? Oare cum sunt îngerii pe care Tu i-ai creat? Dacă frumusețea asta trecătoare se prezintă așa ochilor noștri trupești, oare cum este frumusețea aia netrecătoare pentru ochii noștri sufletești? Descoperăm, Doamne. Și aia este un om. Dacă ne uităm la o femeie și gândim, păi, asta poate e sora mea, sau asta poate să fie maică mea, sau asta poate să fie, nu știu, gata, tot se transformă. Nu trebuie să privim omul ca ceea ce apare în fața ochilor noștri. Întotdeauna greșim. Fie că îl vedem frumos, fie că îl vedem urât, fie că îl vedem isteț, fie că îl vedem mai prostuț, întotdeauna greșim când judecăm după înfățișare. Acolo trebuie să gândim, la ochii noștri sufletești. Dacă am reușit să ne uităm la toate femeile frumoase din lumea asta cu ochii sufletești, gata, n-am avem nicio problemă. Acolo trebuie să luptăm. Și asta e treaba îndelungată. Cineva ne sugerează
că ar fi frumoasă o emisiune despre duhovnicul și fiul duhovnicesc între limite și ascultare. Dar până să facem o emisiune pe tema asta... Foarte bună. Haideți să clarificăm așa în câteva puncte care sunt limitele și dinamica ascultării a fiului duhovnicesc. Eu, dar asta am mai discutat-o noi și o mai discut. Și foarte bine că o mai pus-o, că acum s-ar putea, mă vedeți, nu, acum hai să fac o glumă, nu vedeți cât e de ticălos ăsta credința ortodoxă. Ăsta mă pune acum să vorbesc eu de la mine și lovesc 10 milioane de preoți în România. Vă dați seama în ce situație mă pune, dar o să riz domnul Alexandru. Uite, domnul sau cine-i în spatele credinței ortodoxe, o să risc. Foarte bună întrebarea și foarte prompt va fi răspunsul meu, foarte franc. Duhovnicul și fiul duhovnicesc este de fapt o legătură duhovnicească între un tată și un fiu, între preot și fiul duhovnicesc ucenic, care se bazează pe ascultare, pe criteriul ascultării. De ce? De sfatul duhovnicului. E ca și cum ar fi, de exemplu, între frate și avă, între ucenic și stareț. Limitele ar fi, acum depinde de context. Dacă e context monahal, viață duhovnicească monahală, limitele merg mult mai departe până la a face totul într-o ascultare necondiționată și absolută față de duhovnic. Adică nu poți face nimic fără sfatul duhovnicului, în mănăstire. În lume, pentru că duhovnicul nu poate fi mentorul total, absolut al omului, adică să spună și ce să mănânce, și ce să bea, și ce să îmbrace, și cum să-și văruiască casa, și câte etaje să aibă casa, și ce mașină să-și cumpere, și ce culoare să aibă mașina. Există o limită, adică acolo trebuie să aibă duhovnicul bunul simț, să nu manipuleze familia într-o cele ale unei dominări totale. Adică nu poți domina o familie tu ca duhovnic, să-i legi de sufletul tău, să-i îndobitocești. Adică să nu iasă din cuvântul tău până la obsesie. Tu trebuie să ai acolo, ca duhovnic al mirianului, al omului de rând, al omului laic, trebuie să ai o demnitate a unei limite și să fii doar călăuză acelui om, dar nu într-o cele ale familiei. Când să facă dragoste, de câte ori să facă dragoste, ce nume să pună la copii, câți copii să facă, să se mute de la oraș la țară, să nu facă firma aia, să vină în fiecare săptămână la spovedanie, că dacă nu vine, îl reneagă și îl pune pe lista de așa nu, la panou de la biserică, să nu manipuleze, că vedeți, aici am întâlnit duhovnici care își fac slavă de șartă și își fac euro și bani grei pe manipularea totală a oamenilor. Oamenii atât de tare îi leagă pe oameni de sufletul, de viața preotului, încât nu mai fac nimica. Dacă te duci și spui, măi Badie sau măi Vasile, hai să merg la un pic. Nu pot, de ce? Trebuie să-mi sun duhovnicul să-mi vede dacă mă lasă. Deci și omul e în lume, omul are familie, are copii. Deci nu poți merge până acolo. În mănăstire, da, nu faci nimic fără ascultarea față de duhovnic. Dar în lume am observat că există deja această tendință a preotului, a unor preoți, duhovnici mari, între ghilimele, sau duhovnici care vor să fie influenceri duhovnicești, care manipulează familii. Îi orbește, așa îi leagă, orbește de ei. Și ăștia și când discută cu tine, aproape atâta treia vorbă aduc despre duhovnic. Duhovnicul meu așa zice... A, duhovnicul meu a zis așa, a, eu m-am dus la duhovnicul meu, a, duhovnicul meu a venit la mine, a, eu îmi iubesc duhovnicul, eu când îmi iubesc duhovnicul pe mine. Mă,
parcă, și atunci mă gândesc că, vedeți, omul acesta, probabil cu acest scop a pus întrebarea, care sunt limitele? Limita trebuie să fie doar problematica spirituală duhovnicească, atât. Nu familială. Stai un pic, domnule, ce nevastă ției? Blondă, brunetă? Părinte, brunetă. Bă, dar e faină bruneta aia. Bă, părinte, îmi place. Bă, să vedem, mare, țâțe mari. Nu prea are. No, nu-i bună, părinte. Nu, bă, nu-mi place mie. Bă, nu, băi, fiule, nu-mi place mie. Am înțeles, părinte, am înțeles. Acum eu sunt obraznic un pic, domnul Alexandru. Dar tocmai ca să vadă oamenii. Dar bine, dar are mașină bruneta aia. Are mașină, are un BMW. O, e bună atunci, e bună. Are și casă, are două vile. Una la Sinaia și una în Buricul Clujului. Deci, de multe ori se întâmplă acest risc, această demență, aș spune eu, a unei ascultări nefirești. Eu înțeleg să fii loial duhovnicului. Duhovnicul să fie loial îndreptării tale duhovnicești, dar nu până la a legat de sufletul tău. Să ajungă în familie să se certe bărbatul. Bă, vezi că am vorbit cu duhovnicul și o zis că trebuie să cumpără mașina aia. Bă, dar mie nu-mi place aia. Bă, nu mă interesează. Mă, deja am vorbit cu el. Mi-a dat binecuvântare. Ioi, mă, ce să fac, mă, dar lasă că-l sun eu pe duhovnic. Păi nu sună că acum e la biserică. Dar pe ce, dar sun? No, unde merg la vară? La vară merg pe litoral. Stai să-l sun pe duhovnic. Alu, merg pe litoral? Nu, mă, nu merg pe litoral. Merg la munte. Eu ai mers la munte, bă, dar nu-mi place la munte. Bă, am vorbit cu duhovnicul, am zis, gata, am dat binecuvântare. Vedeți, se întâmplă acest lucru cu domnul Alexandru. Eu personal aud așa ceva. Eu aud așa ceva, adică eu văd pe oameni legați prea absurd de porunca preotului și preotul se bagă prea tare în problematica familiei. Unde e necesar? E bine intrarea. Deci e bine să aibă preotul intruziuni sau imixtiuni în familie, duhovnicești. Dar ni să facă din familie o familie care nu mai face nimic, nu mai gândește nimic, nu mai are puterea de ridicare fără glasul duhovnicului. Adică stă la cheremul duhovnicului. Orice face, alo, părinte, vedeți că vreau să acționăm în felul ăla. Ne dați binecuvântare, deci trebuie să fim un pic rezonabili. Și mirenii să fie rezonabili, să nu exagereze nici ei tot ziua cu telefoane, părinte, ce să... Uitați, de exemplu, vă dau un exemplu. Știam o familie care avea duhovnic la oraș, călugăr, că ăștia de multe ori sunt mai absurd, știi? Noi călugării. Mai tranșanță, așa, știi? Și avea copil mic, trebuia să vină la hram la noi. Și l-a durut pe copil măseaua. Noaptea. Și dimineața l-a sunat doamna pe duhovnic, ce să facă, să vină la hram sau să meargă cu copilul la dentist. Și a zis duhovnicul, nu, te duci la dentist. Bă, așa a făcut. Am zis, doamne, iartă-mă dimineața pe ăla, nu l-a mai durut măseaua. Nu l-a mai durut. Acum trebuie să sun tu duhovnicul, vedeți ce chestii până unde merge. Adică acum trebuie să spună duhovnicul ce să faci, nu poți merge la biserică fără voia duhovnicului. Sau trebuie să spună duhovnicul să stai acasă într-o sărbătoare cu cruce roșie, numai pentru că trebuie să mergi cu copilul la dentist. Păi nu era pe moarte copilul, că n-avea aprindere de apendicită. Păi nu era cu infart. Da, așa pare și șantajul emoțional, știți? Adică, da, părinte, exact. Dați-mi binecuvântare să că uitați că copilul, că băi, da, tu nu ești părinte, tată, mamă. Știi ce putea să zică? Duhovnicul ăla, dacă era un duhovnic mai cald, putea, știi ce, mă? Dă-i un agocalmin, se treacă durerea până ține hramul. Ajungi acasă după masă și țuști la dentist. Și împarți și capra și varza. Dar aia o rămas să meargă cu copilul la dentist, că vezi, doamne, pruncuțul dure măsaua. Și îmi vă spun sincer, pe mine mă dure măsaua, descotea, îmi elimina mama durerea cu toporul. Îmi dădea una într-o falcă cu toporul, zice, mă, ce te doare? Lovitura sau măsaua? Zice, mamă,
Deocamdată mă doare lovitura. No, până trece durerea loviturii, îți trece și durerea măselei. Și așa trăiam, domnul Alexandru. Și uite-te, aici a scât un taur de mare, pardon, e sănătos și duc mai departe viața. Dar acum, pentru că doare pe un pruncuț din ăsta la 9-11 ani, măseluța, acum te duci tu, vai, vai, bă, mă, rabdă, măi, Doamne, iartă-mă, rabdă. Îți dau un agocalmin, îți dau ceva și rabzi. Și peste câteva ore ajungem și la dentist. Dar nu repede, 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 vai, 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 să nu sufere. No. Dar și domnicul destul de, adică, măi, omule, lasă-l, mă, să mai supere pe copii. Lasă, că nu moare dintr-o durere de măsea. Lasă să stea cu... Acum, dacă e durere din aia și să fi fost umflată măseaua și puroi și, Doamne ferește, acum nu suntem absurzi. Dar nu la orice carie micuță, când vine un pic de aer, ioi, deja ne dăm de ceasul morții. Hai, mă, că pe mine m-a durut măselele, domnul Alexandru, cred că 20 de ani în viața mea. Și n-am crăpat. N-am crăpat. Da, așa e. E o temă care merită explorată într-o emisiune. Merită, da. Ar trebui să nu o fac eu, că s-ar putea să se supere mulți pe mine, că eu sunt tranșant. Dar eu vreau să fiu corect aici, să știți. Adică sunt de acord. Există duhovnic, trebuie să fie duhovnic pentru fiecare om. Dar trebuie să existe o limită. În mănăstire, limita merge mult mai departe, pentru că faci ascultare totală de stareț. Dar în lume nu poți face ascultare totală de om pentru că ai soție, mai ai părinți, mai ai copii. Adică nu poți fi absurd. Nu poți să faci din familie o viață mănăstirească. Că ori ești viață de familie, ori ești viață de mănăstire. Că după aceea intervin certuri, scandaluri, nepotriviri. Sau îi ții pe copii așa într-o religiozitate totală și la 18 ani zice: mamă, m-a săturat, zice, lasă-mă. Păi mă, copile, te-am dus la biserică când ai fost mic. Te spovedeai în fiecare săptămână, pe tocmai de aia că m-ai forțat și m-ai chinuit și eu n-am mâncat o ciocolată, eu nu m-am uitat la un televizor, nici măcar la un meci. Că sunt mulți oameni care sunt absurzi, nu? Deci nu poți. Adică trebuie să nu fie nici exagerare în familie. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire.